Începem ședința ordinară a Consiliului Local de astăzi, 31 mai 2017, cu probleme organizatorice. În primul rând, prezența. Eu așa sunt învățat din formația, din deformații profesionale, orice activitate începe cu prezență. Avem pierderi? Văd că nu-i domnul Ionuț, începe. Da? Să el de obicei are o problemuță că e legată de serviciu, deci e de înțeles și motivată. Doamna Ceaușu mi-a spus de ieri că... Nu? Da, sunt prezent. Ești prezent, da. Am crezut că joia... Da. Am ok? Am ok. Mai avem pe cineva care nu-i? Suntem statutari. Dăm cuvântul domnului Danilă, secretarul primăriei Scorțeni, să ne citească ordinea de zi de astăzi și, pe urmă, să o supunem aprobării. Deci, domnilor consilieri, a fost convocat pentru ședința de astăzi, conform dispoziției 127 din 23.05.2017, deci, din constructarea băncii de prezență, suntem practicați. Așa. Fiind într-un mic vorum prevăzut de articolul 41 din legea 215, pentru a putea aproba proiectul de hotărâre, prevăzut la ordine. Concordat cu prevederile 215, așa cum ați luat la cunoștință din invitația trimisă, vă rog să-mi permiteți să vă prezint ordinea din ziua ședinței de astăzi. La punctul numărul 1, avem aprobarea procesului de bale din 27 a 4 a 1. Nu m-au picat. Avem... Bună ziua! Vă rugăm să luați loc. Niște scaune, doamna Niculina. Dacă este loc, un loc, dar nu se modificare. Mai trebuie. Nu, este. Da, n-am fost pregătit cu treaba asta, dar nu e nicio problemă, ne organizăm niște scaune. Imediat să mă întorc. Hai, că scaune este imediat. Sau vină cu aici. Daniel, adu-ți un scaun și vină aici. Imediat. Haideți mai încoace așa. Puteți să vă duce până la sărbători. În picioare. Așa nu veniți. Acestea ne sunt condițiile, acestea ne este spațiul. Când o să avem alte posibilități, ne duceam la școală, dar e festivitatea acolo astăzi, am înțeles, de serbare. Prezentarea ordinii de zi. Suntem în regulă. Mulțumim frumos! Deci, la punctul numărul 1 avem aprobarea procesului verbal a ședințelor din 27-a, 4-a, respectiv 18-a, 5-a, 2017. La punctul numărul 2 avem în analiza îndeplinirea sarcinii inițiativei luate în ședințele precedente, fapt discutat de altfel în ședința trecută, să vedem cum se duc la îndeplinire ceea ce se discută în ședințele Consiliului Local. La punctul numărul 3 avem proiectul de hotărâre privind aprobarea de contravalorii călătorii din mijloace de transport la școala din Năldeală Scorțeni, de luna aprilie 2017. La punctul numărul 4, execuția bugetară, în prins de bugetul de luna aprilie 2017, inițiator la aceste proiecte de luna primară. La punctul numărul 5, avem proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de cojunat pentru deținători de animale de pe raza comunei Scorțeni, care nu au încheiat contracte de închiriere pentru citatul al comunității. Întrebări, interpretări, informări la punctul număr 6. Da. Mulțumesc. Deci, noastră ați luat la cunoștință de ordinea de zi de la data când mi s-au trimis. Dacă ați văzut acolo în mape, am găsit și o dispoziție de modificare și completare a unor comisii de recepție, comisii evaluare oferte,
Deci am găsit o mapă toți, da? Nu, nu aveți, a fost numai cu dumneavoastră. A fost numai la mine? Da, n-am mai luat. Deci rămas ceva timp. Bun, atunci rămâne în varianta în care am luat și eu la cunoștință de ea. Supunem la vot ordinea de zi de astăzi cu următorul amendament. 1. Pe domnul primar l-am învăit personal și am mers la Iași să rezolve problema asta cu AFIR-ul. Deci odată pentru totdeauna. Deci chiar nu a putut să participe la ședință pentru că problema de contări cheltuielilor pentru proiectul modernizării căminului cultural de la Grigoreni este prioritară pentru Comuna Scorțeni, având în vedere cele 3 miliarde care ne s-au dat cu scrisoarea, cu titlul de împrumut, cu scrisoarea de garanție, plus cele 4 miliarde care le-am plătit în luna decembrie la rectificare. Deci o sumă foarte mare, de altfel eligibilă. Și uitați că suntem la jumătatea anului și încă nu am ajuns până în momentul de față să ne recuperăm bănuții. Ceea ce pentru noi ar fi o catastrofă. Dar avem asigurări din discuția care am avut acum dimineață cu dânsul că nu stă, se mișcă, a luat contabila cu el, să ne obținem banii. Banii din care i-am pus în cadrul acestui proiect, care alții în trecut s-au zbătut, l-au obținut cu finanțare 100% europeană. Să-i mulțumim lumea pentru asta, dar dacă îl pierdem și nu luăm finanțarea asta, va fi prăpăr, vă spun. Așa. Deci, unii au făcut, deci trebuie să obținem banii ăștia neapărat. Deci ăsta a fost un amendament. Vă propun să votăm ordinea de zi de azi, dacă dumneavoastră nu aveți o problemă care din discuțiile de la ședința de ieri a comisiei a apărut și se impune neapărat să o includem pe ordinea de zi și să o și votăm. Mai ales că dacă acum au venit și colegii noștri, cetățenii comunei, poate au o problemă punctuală care o ridică acum și o trecem în ordinea de zi, o votăm și o discutăm și problema care pentru care au venit înși, sau dacă deși au venit să ne vadă cum lucrăm, bine ați venit colegilor și cetățenilor comunei Scorțeni. Spațiul a fost cam mic aici și este mic din totdeauna, o să, pe viitor o să ne desfășurăm activitatea la școală în Sulote, ca să vină mai multă lume. Să... Dacă aveți Nea Vasile sau Nea Vasile Tundurache sau Nea Vasile Tundurache, o problemă. Deocamdată nu știu, este prima dată când particip la așa ceva și vă invităm mai des, dacă vreți. Știu despre ce este vorba. Da. Deocamdată, eu personal particip să văd, am participat să văd despre ce este vorba și pe parcurs, dacă e ceva neclar, o să-mi exprim și eu părerea. Atunci, fiind citit de ordinea de zi cu domnul Danilă, consilierii vă propun să votăm ordinea de zi. Cine este pentru? Deci, abține împotrivă cineva, suntem în unanimitate. Pentru că domnul primar prezenta de regulă totdeauna proiectul de hotărâre, dar și expunerea de motive, o să-l rog pe domnul Danilă, așa, că, ca să facă sport, să... Da, deci primul punct. Aprobarea procesului verbal al ședințelor din 27.04, respectiv 18.05. Le aveți în mapă, le-am citit, sunt observații. V-ați regăsit cu propunerile, cu observațiile care au fost făcute în ședințele ordinare din 27 aprilie, cealaltă din mai. Dacă nu sunt probleme, supunem la vot aprobarea punctului 1, aprobarea acestor două procese verbale și trecem la punctul 2. De acord? Da. Deci supun la vot. Cine este pentru? Se abține cineva împotrivă vis-a-vis de conținutul procesului verbal, discuțiile care am consemnat? Nu. Punctul numărul 2. Analiza îndeplinirii sarcinilor a inițiativelor discutate, stabilite în ședințele anterioare. Aș vrea să vă fac un preambul al acestui punct. Deci, în experiența noastră de aproape un an de zile, am dat seama, și dumneavoastră la fel, dar cu mine, și ați făcut și observații de rigoare la timpul respectiv, că discutăm foarte mult, ne propunem multe chestiuni,
se consemnează, nu se consemnează în procesul verbal, dar nimeni după aceea un proces, un plan de măsuri pe termen a unor chestiuni nu se întocmește. Adică, pe de-a dreptul, vorbim mult și facem nimic. De aceea, am insistat la domnul primar, am insistat, am discutat cu colegii, au fost de acord, am discutat și cu domnul Danilă. De acum, punctul 2 după punctul 1, deci după ce citim, dacă e cazul, procesele verbale, sau le aprobăm, dar nu o să mai, o să le avem în mapă, domnul Danilă, totdeauna. Adică, dacă le avem, nu mai pierdem timp aici. Da? Punctul 2 va fi permanentizat de acum. Deci eu deja pentru punctul numărul 2 mi-am notat mai multe chestiuni aici care o să le pun acum în discuția dumneavoastră, dar vă dau dreptul dumneavoastră întâi să luați cuvântul, să vă înscriți la cuvânt pentru această chestiune, le discutăm și pe urmă îmi spun și eu la urmă ce mai am eu aici, poate le atingeți dumneavoastră probleme, pentru că nu vreau să le mai lăsăm, le discutăm în februarie, ne mai aducem aminte în septembrie. Le discutăm în martie, aoleu, n-am uitat de aia. Pentru că am văzut că nu avem o coerență după ce ne stabilim niște obiective. Nu avem coerența administrativă să-l transformăm într-un plan de măsuri cu termene și responsabilități. Deci cine se înscrie pe această problemă la cuvânt? Să notăm. Deci domnul Mihai Țăzan Firescu. Altcineva? Domnul Ondu Sandel. Altcineva? Bun. Deci 3. Zanfirescu Eugen. Domnul Mihaiță? Da. Aveți cuvânt. Și eu ar trebui să-l întreb pe domnul primar ce vreau eu să spun. Nu știu cine mă își răspunde în momentul ăsta. De exemplu, eu când întreb. Deci, da. Îmi se pare cam, nu știu. Adică dânsul trebuie să-mi dea și un răspuns. Eu îmi pun întrebarea. Cine îi răspunde la dânsa? În ședința care va veni sau? Da. Am discutat și ieri în ședință, când am luat la cunoștință, că astăzi chiar nu va fi. La un moment dat, mi s-a părut și mie foarte deplasată treaba. Pentru că noi aici venim, discutăm, aprobăm proiectele. Da. Când ajungem la anumite chestiuni, noi pe cine tragem la răspundere? Domnul primar, el este ordonat. Situația nu îi impunea, chiar în situația în care el nu este, potrivit legii, el nu este obligat să fie la ședință. Am înțeles, am înțeles. Noi, comunitatea, reprezentanții comunității, consilierii care suntem reprezentanții comunității, cu viceprimarul care este și consilier și viceprimar, cu secretarul jurist al primăriei, președintele de ședință, trebuie să venim după ședință cu lucrurile foarte clare pentru primar. Cineva din administrație, domnul Danilă, le transformă într-un document pe care primarul este obligat să-și dea o rezoluție cu termene și să răspundă de ceea ce cerem noi, de problemele care le punem noi. Deci este într-un fel un pic cam așa, și mie mi se pare că aici ar trebui să fie cot la cot cu noi, dar situația asta de astăzi impune totuși să ne facem treaba cu responsabilitate, să-i aducem la cunoștință tot ce am discutat, toate problemele care s-au pus și el la rândul lui, prin obligațiile care le are, să și răspundă la ele și să le pună și în aplicare, cu termene precise, da? Deci, dacă nu vă satisface răspunsul meu, mai mult de atât nu am ce să... Înțeles. Vreau să întreb, de exemplu, în ce stadiu sunt lucrările și pe hârtie și fizic, la școală. Deci, am înțeles că o să se facă niște schimbări de proiect, în plan, de alte modificări. Nu știu dacă dânsul, acum dânsul trebuia să spună, da, aparatul de specialitate, cine, către cine domeniul este... Este foarte bună întrebarea. Și eu aveam aici. Nu știu, pentru că luna trecută ne-am deplasat cu toții acolo. Am stabilit împreună cu domnul Aioae o anumită chestiune de colaborare prin simplificarea proiectului în conformitate cu buzunarul nostru, da, pentru că ne depășea buzunarul, și dânsul urma ca să vină până în ședința extraordinară care am avut cu o propunere scrisă către primar, către Consiliul Local. Cred că dacă nu s-a întâmplat,
O să mai punctăm un pic și unde am notat-o eu aici, pentru că probabil omul fiind constructor a intrat în zona vremurilor bune, cald afară, nu mai are timp de noi, dar noi suntem cei care trebuie să-l tragem să vină, pentru că noi interesul nostru este că acolo vine sezonul ploios și chiar ne propusese să începem cu o șarpantă. Să vedem, domnul dirigent de șantier, o venit cu o soluție, o venit cu niște deci, doamna, domnul... Am înțeles că trebuie să... Haideți să o notăm. Problema este foarte pertinent spusă, este deschisă de la ședința din aprilie. Ia cătă că suntem în situația a bate pasul pe loc. Deci, urgent, primarul ia legătura cu domnul Hailoae, reprezentantul și administratorul ART, da? La ART, îi spune. Și la ședința extraordinară care o facem, vine aici domnul Vasile, domnul Hailoae, cu situația clară și luăm deciziile. Poate dă Dumnezeu până atunci și avem o veste bună și de la AFIR cu banii aia. O să rupem un miliard de acolo și să terminăm la școală lucrarea aia. Asta ca viziune, din perspectivă. Să vedem. Deci, nu mai, într-adevăr, situația nu mai poate frena la exact ce se întâmplă. Care e situația? Nu? Corect. Deci am notat-o. Deci, urgentarea demersurilor către ei să vină la ședința extraordinară. Eu l-am mai întrebat pe domnul primar de chestiunea asta și între ședințe și eu zic, bă, l-am mai căutat, dar omul ăla nu răspunde permanent. Deci trebuie neapărat să vină să-mi prezinte ceea ce a promis. Mai a fost de față, când a spus că vine încoace și ne aduce o variantă de mai ieftină, mai... Domnul Ondu. Da, în ședințele anterioare am cerut, colegul mai bine zis, Circă, a cerut situația concesiunilor pe Comuna Scorțeni. Nu știu dacă trebuie neapărat domnul primar să ne dea, cred că și aparatul de specialitate ne poate spune acest lucru. Avem vreo 3-4 ședințe de când toate cerimata nu ne se aduce la cunoștință situația concesiunilor. Și că există o diferență de bani acolo între ce s-a luat când am văzut la timpul... Ne aducem cu toți aminte că, într-adevăr, e problema e veche. Aici, doamna contabilă și mie a avut să-mi fac o situație, n-a reușit, pentru că de 2 luni de zile controlul Curții de Conturi a cam grevat asupra activității normale a primăriei. Ce este o problemă, domnul Vasile? Doamna vice, deci în contactul care l-aveți și noastră zilnic, adică să o notăm, pentru că la ședința extraordinară, uitați care urmează, deci decizie. Sunteți de acord? La ședința extraordinară o trecem pe ordinea de zi ca inițiativă. Asta nu este un proiect de hotărâre, este o inițiativă. Avem drept pe ordinea de zi. La punctul 2 o discutăm treaba asta. Da, o discutăm, domnul Vasile, în sensul că vine cu materialul. De documentare, compartimente speciale, contabilitate. Da? Cu prețuri, cu cine, tot, da? Ce sunt? Mai mult atâta... Mulțumesc! Vă rog. La punctul ăsta, cine ne poate prezenta nou raportul Curții de Conturi? Deci, în ședința ordinară, am înțeles că o să ne prezinte ceva. Domnul secretar, dumneavoastră, ne prezentați treaba asta? Nu am ajuns. Deci am discutat ieri colegii care am fost la ședință. Trebuie să... Ședința era, seara văzut comisie. Comisie, da. Ședința de comisie. Va veni timpul când Curtea de Conturi va face acea sinteză, în termen de o decizie sinteză, care ne-o trimite nouă, Consiliul Local, primarului, ca o sinteză a controlului efectuat. Referitor la datele despre control. Deci, Curtea de Conturi este obligată, prin atribuțiunile care are, să aducă la cunoștința contribuabilului rezultatele unui control. Prin faptul că pune la dispoziția primarului sinteza, documentarul, decizia controlului. Noi, bineînțeles că vom lua la cunoștință de acest lucru, dar în momentul de față suntem în faza în care ei își prezintă pe linia dumnealor dosarele de control cu toate concluziile, se elaborează acea decizie, sinteză a controlului, care se remite unității administrative teritoriale. Deci în momentul de respectiv devine publică. Da? Și atunci o să luăm la cunoștință prin faptul că primarul ne prezintă că durează o lună, că durează 2 luni, în vedea. De regulă, într-o lună se cam rezolvă problemele pe 2 zile. Cred că la ședința ordinară, din luna
iunie, da? Când facem deja și un an de când suntem împreună. Poate primarul dă și o șampanie cu ocazia asta. Așa? La întreg sat. Cu ocazia să faci și o adunare cu tot satul. Cu trebuie și astea făcute. O să avem, domnule Heitze, o să avem și chestiunea asta probabil rezolvată prin faptul că avem documentul, discutăm concret pe el și punem punct cu punct în discuție anumite chestiuni care le avem în atenție noi și am știut că au fost controlate sau nu. O să mai revenim la chestiunea asta cu data de conturi. O să am o întrebare pentru doamna vice, mai târziu, un pic. Dacă mai avem la punctul ăsta alte înscrieri, dacă nu, lăsați-mă un pic și pe mine, că și eu mi-am notat niște chestiuni. O răspundem noi? Să adresez primarului bine scris, niște interpelări. Așa. Deci, pentru Grigore, deci că motivul lipsei dânsului este deplasarea la Arfir. Pentru Grigoren, să fie clar pentru toată lumea, că încă noi nu am obținut partea de finanțare eligibilă. Toate demersurile care se fac acum, într-adevăr, cam târziu, trebuia de anul trecut. Dacă stăm bine și ne gândim, de pe 22 septembrie, nu-i așa? Am avut-o planificat în proiectul inițial o recepție, care nu s-a ținut pe 22 septembrie. Nu s-a făcut recepția. Pe 29 septembrie, dacă vă faceți aminte, că eu mi-am foarte bine aminte, am făcut o ședință, noi, și au venit domnii de la Rob Constructor, toți cei, și am dat un vot negativ la celor cheltuieli neeligibile, adică cheltuieli neprevăzute, de aproape 2 miliarde de lei. Nu m-am gândit niciodată, niciodată, și probabil că nici dumneavoastră nu v-ați gândit, de partea eligibilă, că o să avem probleme mari de partea eligibilă a contractului. Adică am considerat că este un proiect aprobat cu finanțare europeană 100%, un proiect care s-a derulat corect, într-un fel, pentru că ați văzut. Clădirea am vizitat-o cu toți, e în regulă. Dacă cei de la AFIR au spus, doamne, din punct de vedere al construcției, corespunde. Dar nu m-am gândit niciodată că nu e funcțională. Pentru că eu nu m-am gândit la partea neeligibilă, la partea eligibilă. Dacă ne-am dus acolo, nu avea puț de apă. Și îl întreb eu pe domnul Mircea Amărâs. Mircea, ți-aduce aminte? Când ai obținut finanțare eligibilă pe acest proiect? Acest proiect a fost declarat eligibil fără să fie funcțional? Nu cred. Pentru că acolo... Nu există treaba asta. Păi cum? Atunci înseamnă că în cele 8 acte adiționale care s-au desfășurat pe parcurs, cineva a renunțat la... La puțul de apă. Care sunt alea 8 acte adiționale? Păi am văzut într-o zi, primarul mi-a arătat, păi nu le-am văzut. Am văzut actul adițional numărul 8. Spuneți, oamenilor, să înțeleagă ce ați văzut. Nu spuneți că sunt 8 acte adiționale. Între cine și cine s-au făcut acele acte adiționale? Că de regulă se face între firma de construcții și unitate. Eu nu știu decât de un singur act adițional care l-ați discutat și l-am discutat aici, semnat de colegul Anton Cătălin, așa cum l-a semnat. E problema lui. Eu nu le învățam acest lucru să semneze acel act adițional. Cred că vă aduceți destul de bine aminte problema când am discutat-o noi într-o ședință a comisiei și am spus că dacă apar probleme în timpul lucrărilor, că eu am avut timpul necesar pentru a face toate demersurile de a aduce banii europeni pentru reabilitarea căminului cultural, iar la execuție a început domnul Anton Cătălin. Dacă au apărut probleme și neconcordanță între lucrare și bani, recunoașteți acest lucru când i-am spus aveți toate pârghiile, folosiți-le acum. Trebuia să oprească lucrarea, să se ducă, să facă. Așa trebuie și explicat omului. Că noi colegii aici stăm, ne uităm și după aceea vorbim alte treburi. Nu. Trebuia să se oprească lucrarea făcută adresă către AFIR, către societatea de construcție și atunci se rezolvau treburile. Păi și trebuia să oprească domnul Amărâș lucrarea. Dar nu spuneți mie, și dumneavoastră puteați să opriți. Păi dumneavoastră ați participat la recepția din 9 decembrie. La ce? Poftim? Nu știți? Poftim? Nu știți? Cu ce treabă? Uitați, cu recepția căminului. Nu, dar eu nu pun problema din decembrie. Când am discutat problema... Păi, dar vorbim de recepție înseamnă că nu mai vorbim de omul lucrării. Păi cum participam la recepția lucrării? Dar noi n-am avut putut domnul de acolo. Domnul Gelu, ia uitați-vă aici. Dați-mi, am documente. Dați-mi voie să te... Dacă ia uitați, comisia din decembrie, da, a recepționat căminul de la Grigoreni
Fără puț de apă. Știm, deci nefuncțional. Știm treaba asta. Cine era comisia? Da. Hâncu Irinel Gabriel, președintele comisiei, da. Ambăruș Mircea, da. Nița Alexandru, da. Strugaru Romulus, Zaharia Daniel, Iacob Sorin, oameni de la alte instituții, Inspectoratul da. Stat în construcții, deci care au recepționat căminul de la Grigore. Da. Fără avea pus de apă. Deci era funcțional? Păi și dacă noi n-am făcut-o, când n-am avut experiență, dumneavoastră comisia, la timpul respectiv, nu putea să spune, stați așa un pic. Noi avem o problemă. Avem o problemă. Cum putem să chemăm ATIR-ul în luna aprilie, deci după încă 4 luni, dacă noi recepționăm fără să fie căminul funcțional. Și când venea firul, problema era rezolvată. Pentru că o opreați, nu mai făceați recepția. Ia să-l întreb. Ia uitați aici, ați semnat dumneavoastră, ia, cu toți ceilalți. Ia să-l întreb. Nu-i semnătura asta dumneavoastră, ia uitați. Ia să-l întreb dumneavoastră pe domnul primar ce obligație avea atunci când se făcea recepția, da? Pe data din 9 decembrie, Consiliul Local Scorțeni nu a participat, nu a fost informat, ca să fim foarte bineînțeleși. Da. Noi am aflat pe data de, de fapt pe 19 decembrie a fost. Noi am aflat undeva pe 20, că la Grigoreni, cu zi înainte, s-a făcut recepția căminului. Și am zis, dar s-a terminat lucrarea, că din septembrie nu se mai lucrează nimic, fraților, acolo. De-aia câte am aflat pe 20 decembrie, că lucrarea la Grigoreni e terminată. Am discutat, ne-am hârâit, n-am nu știu ce, pentru că era vorba de cheltuieli neprevăzute. Nici acum nu le știm care sunt. Dar pe 5 aprilie a venit AFIR-ul, păi, chemată de primăria OAT Scorțeni. Așa. Și dacă vedeți documentarul, vă doare capul. Ca să ne spună tocmai în aprilie, deci la încă 4 luni de la recepție, că e dezastru. 1. Nu are pus de apă, nu e funcțional, pierdeți banii, aveți un dosar cu 80 de documente care nu sunt puse la punct. Este? Deci domnul primar acum aleargă tot pentru problemele care nu le-a făcut la timp. Banii dar le-au luat până acum. Așa. Asta e adevărul. Asta eu am întrebat, dar nu vă supărați de asta, că știu că a fost declarat eligibil acest proiect și eu nu cred că v-ați dus dumneavoastră cu proiectul fără puț de apă la Grigoreni la timpul când l-ați câștigat. Nu există. Nu există. Da. Păi și atunci am un act adițional numărul 8, că nu le-am văzut pe la unul, cu afiriaș, da? 8. Întreb și eu acum. Ca orice om. Este actul adițional numărul 8, în care, într-adevăr, pe 22 mai a fost ultima oară când s-a mai putut depune cerere, nu știu. Deci a fost o prelungire, că noi am aprobat scrisoarea de intenție. Până la urmă suntem în termen. Bun. Să dea Dumnezeu să primim bani. Dar actul adițional este numărul 8. A văzut cineva actele adiționale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Nu. Păi ce vorbim, domnul? Păi, da, asta e toată treaba. Dar acum am înțeles și am vrut să vă spun. Eu am înțeles. Sper că am înțeles și ceilalți. Nu, că nu, deci nu a fost. Atunci. Deci nu a fost. Că, primarul actual, el trebuia de la bun început, când a sesizat acele exact. Probleme între... Da, mi-aduc aminte când ați și spus. În luna august sau în septembrie, oprindă lucrarea. Corect. Asta dacă se oprea lucrarea, când au venit oamenii deja, ei au început atunci să ne spună cheltuielile neprevăzute. Ce cheltuielile neprevăzute? Domnul Gelu, mulțumesc! Noi avem o hartugie de cămin cultural, să mă iertați acum că spun, care are nu știu câte sute de ani, da? Dăm 7 miliarde de lei. S-a obținut un proiect, foarte bine că s-a obținut un proiect, și plătit 100%, da? Și ne pune rom constructorul 30% cheltuielile neprevăzute. Da. Care nu știm nici în ziua de azi. Deci care nu știm nici în ziua de azi, care sunt cheltuielile neprevăzute. Pentru că să spună doamna viceprimar că am fost cu dânsa la recepția de pe 5 aprilie și l-am întrebat, domnul, nu sunt inginer, totuși sunt inginer. Vreți-mi și mie care sunt. Păi știți, nu ne interesează pe noi afirul. Noi ne interesează partea eligibilă, hop și așa. Deci partea neeligibilă, cheltuielile neprevăzute, le plătește cetățeanul comunei Scorțeni din fix în buzunarul drept. E corect? Păi, oameni buni, nici într-o construcție din lume nu există mai mult de 10% cheltuieli neprevăzute. De modificări de proiect, de situații anumite neprevăzute. Păi una să plătești un 500 de milioane, da? Și alta să plătești aproape 2 miliarde de euro. Nu-i așa? Sau luăm înghețate de restul de la 500 de la. Deci nu s-a zbătut nimeni ca aceste cheltuieli prin chemare... Trebuia să se zbată, domnul? Deci, în primul rând, reprezentantul unității teritoriale, primarul. Deci trebuia chemată o comisie de specialiști să împreună cu constructorul, să reevaluăm, să rediscutăm acea cheltuială neprevăzută pe care noi am dat un vot negativ toți. Aici 13, da? Vreau să spun și eu ceva despre cămin, dacă se poate.
Pentru că stați poartă în poartă și sunteți și reprezentantul comunității Grigoreni, sunteți poartă în poartă în Căminul, aveți oricând deci, puteți să mă întrebați. Demararea lucrărilor la Căminul Cultural din Grigoreni a început în mandatul precedent, nu numai în mandatul ăsta. E adevărat, mai foarte, deci cei de la Rom Constru, cei de la Rom Constru, deci începuse, știți că am vorbit despre niște bârni care au fost... Ce-a făcut cu el? Trebuia duce la podeț în vară. Da, bun. Vreau să spun altceva. Cei de la Rom Construct știau din prima că nu există puț de apă. Deci când au început de barat lucrările, au venit un inginer pe acolo, pe la magazin, și am întrebat. Și fântâna, puțul de apă, unde îl faceți? Păi nu are. Deci știa din martie, aprilie sau când a început. Nu mai țin minte exact. Domnul respectul, domn profesor, niciunde în România, vorbim de Românica, un proiect pe finanțare europeană nu este declarat eligibil dacă nu îndeplinește toate criteriile privind funcționalitatea lui. Deci mie nu spune nimeni că proiectul a fost făcut fără puț de apă. Exclus. Deci ce înțelegere? Deci la oameni buni. Deci ce s-a întâmplat? Noi asta vrem să aflăm. Ce s-a întâmplat de s-a renunțat la puțul de apă? Că nu e o cheltuială extraordinară. Vă spun, nu este cheltuială. Ce s-a întâmplat? Că iată a fost o chestiune fără cap. Ne-a dus în situația în care acest lucru, în loc să fie declarat eligibil la timpul respectiv, s-a blocat și acum alergăm pe drumul, face primarul naveta la Iași, pe prostia noastră, da? Că nu am făcut o treabă care nu era față de o cheltuială neprevăzută de 2 miliarde aproape, acel puț de apă cât reprezenta? Păi 5% reprezenta, da? Din toată treaba asta. Și nu suntem face... Ca să nu vă mai spun că am avut echipă, noi am tot discutat, noi am avut echipă de proiect, da? Care s-a ocupat de dosar, de documente. Când ați văzut cu toții. Știți, documentul vine după AFIR, după control. 80 de documente lipseau în dosar. Iar o problemă a cui? A primarului și a echipei de proiect. Da? Deci, e o problemă a grigorenilor. Nu o las așa. Asta, chestiunea cu problema cu partea eligibilă, eu nici nu m-am gândit la ea, că noi nu o să reușim să... Dar eu mă voi zbate și voi afla adevărul despre acea cheltuială neprevăzută. Chiar dacă nu știți, da, eu cred că consilierii știți, informând cetățenii unei scorțe, în momentul de față, în fișetul domnului primar, jos, stă un dosar de 5 cm al Tribunalului Bacău, prin care UAT Scorțeni, Primăria Scorțeni, este acționată în instanță pentru neplata facturii de, pentru cheltuielile neprevăzute de aproape 2 miliarde. Și o să vedem cum ne apărăm. Păi Cătălin, da? Primarul, nu? Deci, domnul Vasile, o să-l rog acum, pentru că dânsul este implicat din punct de vedere juridic, s-au făcut niște demersuri, dar, ca să știți, deci să știți că Rom Constructorul ne-a dat în judecată. E, avem dosarul în fișet jos, deja domnul Danilo o să vă spună, pentru că este jurist, o să vă spună că ai chestiuni, nici ce spun ei nu sunt cusute deloc cu ața albă, dar rămâne să vedem cum ne apărăm și apărăm de Comuna Scorțeni, că avem noi bani de plătit avocați față de un trus de construcții care are 30 de ani pe piață și are în juriști casă de avocatură are. Luptă-te cu ea! Mai am făcut și noi invitații domnului dirigente de șantier, domnului Bârzu. S-a spus că l-a invitat la Curtea de Conturi, când nu a putut să vină la ședință. Acum la ședința asta, de ce nu l-a făcut invitat să vină să discutăm aici în față? Că a luat o grămadă de bani pe proiectul ăsta european, plătit de banii primării, nu? De ce nu le dă și nouă explicații cum s-a ajuns la situația respectivă? El ca dirigente de șantier, el are sub control foarte multe documente, foarte multe materiale care s-au... Este foarte clar. Vă rog frumos, domnul secretar, să consemnați în ședința următoare domnul Bârzu, domnul dirigent și ades să fie invitat, să ne dea o dare de seamă că cineva îl menajează să-l sustrage de la explicații care trebuie să-l dea nouă acum. Concluzia este foarte clară. Deci, pe cheltuiala neeligibilă, suntem într-un conflict judiciar. O să vedem ce o să iese din treaba asta, dar dacă mă întrebați pe mine personal, deși nu-mi doresc, dar asta va fi, vom pierde procesul. Și vom plăti. Chiar dacă noi acum, deja domnul Vasile a găsit niște fisuri, deja în ce cer ei, dar de ce n-am făcut noi treaba asta la timp? Vă întreb eu pe dumneavoastră. Echipa de proiect a primăriei, de ce nu am făcut noi treburile astea atunci, în septembrie, când le-am dat votul? Când i-am cerut primar, domn primar, aduceți-i din nou. Ce l-a oprit pe domn primar să aducă o echipă tehnică, să facem o nouă expertiză pe aceste cheltuieli neprevăzute pe care acum avem dosar? Ce l-a oprit? Păi întrebați-l, nu numai eu, întrebați-l și dumneavoastră, să-l întrebe toate satele. Asta e situația.
Deci ne place, nu ne place, trebuie să spunem adevărul lor pe nume. Are o sesizare, am înțeles, făcută, nu? Sau mai e registrat la un organ abilitat în drept, care se vină într-un control. Am înțeles că dânsul nu a fost de acord cu actul adițional și a făcut dânsul o hârtie scrisă către un organ al statului să vină în control, că i s-a băgat o hârtie. Aceste lucruri trebuie să le discutăm când este și domnul primar. Aici nu putem în lipsa voastră să acuzăm în cărcă niște lucruri care poate nu este singurul de vină. Se poate să vorbă, că n-am stabilit-o în regulă a jocului domnului. Nu putem acuzăm niște lucruri. Atentul va veni până murim în ședința următoare vis-a-vis chestiunea. Deja poate să duceți spre el. El este singurul vinovat. Ca să termin cu problema asta a grigorenilor, vreau ca domnul Tărimă să-i facă niște precizări vis-a-vis de această acțiune în instanță a romconstructorului. Și până continuăm tot la punctul ăsta cu încă două chestiuni. Domnul Tărimă, am și o întrebare. Spuneți. Domnul Amărâș încă era primar, domnul Cătălin era viceprimar. L-am contactat prin Grigoreniu, de unde vii? Vin de la Cămin, de la Deal, că cu lucrările. Așa. Nu sunt puternicit, așa da. Mi-a afirmat atunci, da. Deci eu nu eram nici consilier, nu eram, eram simplu cetățean, sigur. O schimbăm puternicit, o schimbăm, zic, băi, tu îți dai seama acolo, așa, cum dispar materiale, cum se întâmplă pe acolo, așa, zic, tu nu vezi? Nu, el răspunde. Răspunde dirigent șantier. Atât. Nu, no. Da. No. Haideți să vă răspund. O spus că e puternicit. Așa. Da, da. Da, da, da. Bineînțeles. Și asta... trebuie să-i puneți întrebarea în calitate de viceprimar când era dacă are procese verbale de predare, primire a materialelor de... care se dădeau la o parte din... Deci, ce-a rămas acolo? Este sobă. Că sunt bârne, din șarpante, tot așa, trebuie ce să le ai. Domnul Mircea, mergea cu pieptul deschis. El merge și acum cu pieptul deschis. Gata. V-am tăiat microfonul. Domnul Danilă. Domnul consilier, deci așa cum tu și menționat, este domnul președinte de ședință, domnul Danțelescu, societatea Rom Constructor, care a făcut lucrările la căminul de la Grigoreni, prin factura ei lăsată, că nu, dacă era înregistrată la noi, era o problemă. Dar ei au transmis, s-au lăsat o factură, fără să a fi înregistrată, ea a fost emisă în data de 16-16, referitor la sumă de, cu scopul CBA, 163.289.91. Ei, prin denumirea produselor, și a serviciilor făcute, spun foarte frumos, contravaloare, situații de lucrări, conform contractului numărul 3690 din 26-10-2015. Deci nu este vorba nici de un act adițional, de altă problemă. Deci, este factura emisă. E factura care nu este înregistrată la noi, a fost lăsată, fără a avea în spate lucrările eligibile. Ce s-a făcut de valoare asta? Deci nu este, domnule. Nu este. Este o simplă factură care a fost trimisă înapoi spre șornare, nu s-a admis șornarea și ca atare nu i-a întrebat. Am avut o discuție cu juristul. Doamne, fraților, când eu mă duc la trezorerie pentru a deconta, întreb un plan de situație. Corect. Ce lucrări a făcut? Corect. Nu este atâta o simplă factură care nici măcar nu scrie conform actul adițional. Nu. Conform contractului de lucrări. Contravaloarea contractului am deschis și plătit. Eu vrem aici. Ei, ca să-și recupereze această sumă de 160.300 aproape, l-a dus pe cat. Noi am invocat o groază de elemente din contract. Primul rând, este foarte clar, spune că la articolul 16.1 spune că suma nu este, nu se ajustează, de ce spun europeni care rămân acolo. Dacă au făcut ce au făcut, trebuia să se demonstreze că au făcut. Ei n-au prezentat așa cum am venit. Dar ați văzut ce au zis atunci, că ne pare foarte rău, domnilor consilieri, dar noi avem minute încheiate, periodic, cu reprezentantul primăriei Scorțeni. Cu reprezentantul Scorțeni, primăriei Scorțeni, nu eram eu nici tu, domn Vasile. Domnul, era primarul. Domnul președinte,
Eu vreau să vă spun ce acte au depus ei. Că au spus, că n-au spus, de ce n-au spus în spatele facturii, ce lucrări au făcut. Să dea Dumnezeu ca tot ce spuneți aici, să, ne, să fie pentru noi niște puncte atât forte, da, în care noi să nu plătim această sumă. Da. Vedeți, da, este depusă la Tribunalul Bacău, este înregistrat, da, toată bine, așa cum am stabilit, da, la ședința trecută, și ca atare am ridicat excepția nulității a facturii. Procesul este de durată. Da. Ce trebuie să rugăm pe primar? Să impunem prin decizia Consiliului Local să facă tot ce este posibil, să cheme din nou în fața noastră reprezentantul, constructor, proiectantul, dirigintele de șantier, așa cum spunea Mihăiță Zanfirescu, să vină de data asta pregătiți să ne clarifice de la 1 până la 100 de ce se duc banii ăștia cheltuieli neprevăzute. Pentru că este exorbitantă suma. Dacă nu luptăm, plătim. Dacă luptăm, s-ar putea să câștigăm sau s-ar putea ca această sumă să fie undeva mai jos, oameni buni. Pentru că orice leuți contează. Se poate câștiga. Dacă îmi permiteți, domnul, da, secretar, spuneți-mi și mi-a pe factura acolo cine a semnat de primire sau este nu este nimic. Este nu scrie nu nimic este, acolo. Nu este transmisă oficial. Este lăsată pur și simplu că dacă era înregistrat cu adresă. A venit numerul de la Bacău și a intrat în primăria Scoția și ne-a lăsat cu Bacău. Eu vă spun ce am primit, domnul. Da, am înțeles. Deci, nu este adresă de înaintare, am verificat. Nici ei n-au trimis la dosar adresa de înaintare. Ca atare, eu sunt foarte curios să vedem ce rezultat la trebuie făcută. La factură trebuia să conțină, deci în spatele facturii, devizul de lucrări. Simplu, așa, da. Și scris. Venit prin poștă, da? Acolo, nu la delegație jos, nu scrie nimic. Cine a primit? Nu e nimic. Nu este nicăieri. Noi ne-am trezit, noi unitate ne-am trezit cu acea factură și ne mai dă și în judecată. Aveți. Ne termin la bară. Avem multe de discutat. O singură întrebare și trecem peste chestiunea asta, pentru că mingea să joacă. Și vom juca tare. Vă promit eu că se va juca tare. Spuneți-mi, în viziunea dumneavoastră de secretar, jurist al primăriei Scorțeni, care este strategia de a ne apăra? Noi am invocat de la cerere. Ca proiect. Procedura este următoare. Cererea venită, care ne cheamă judecată, noi avem obligația în 20 de zile să transmitem o întâmpinare care ne apărăm de fiecare punct. Perfect. Am făcut-o pe fiecare punct în spate, dar ridică 3-4 pagini în întâmpinarea noastră, prin care le-am și arătat că prin adresele transmise de... Nu intrăm în detalii. Deci care spune, nici prin data de 5-12 nu s-a încheiat act adițional. Bun. Cine ne apără? Deocamdată suntem în 60 de zile în faza preliminară, în faza procedurii. Trebuie să ne gândim și la asta. Face parte din strategia noastră de apărare. Trebuie să avem și noi apărători, nu? Că dacă trebuie să-i plătim oamenii. Da? Pentru că n-am fost vigilez la timp să fie oprit lucrarea, așa cum a zis Mircea, la timpul respectiv. Și nu plecam mai departe. 3 săptămâni stăteam cu ei aici și lămuream probleme. Și banii erau luați acum. Așa este. Da. Deci ne oprim aici cu problema. Ne oprim aici, pentru că se poate discuta la infinit. Sunteți de acord, da? O altă întrebare. Deci să oprit jelatul puternicit cu domnul vicii actual? Ce e oprit? Nu zic la ce puternicit. A zicat să vă spălați pe mâini dumneavoastră. Nu, nu. Băi, n-am înțeles. Mă tare prima dată jude că și după aia vorbește. Da? Nu cu treaba pe spălătură. Deci el ca primar. Deci ascultă un pic, ca să te lămurești. Deci ca primar, prin decizie, l-a însărcinat să coordoneze organoleptic toate chestiunile. Așa spuneți, măi, oameni buni, vorbiți și eu de vorbiți. Deci eu v-am mai spus doar o dată treaba. Nu primarul face tot. Primarul emite dispoziții, primarul are viziune și este managerul tuturor activităților administrative. Deci el l-a împuternicit pe viceprimar ca să coordoneze lucrarea cu echipa de proiect. Deci gata, hai să nu mai... Da. Mai am tot la punctul 2 niște chestiuni foarte simple, trecem repede peste ele. Deja sunt lămurite, dar vreau să știți că a înaintat la Agenția Națională a Finanțelor Publice, ANFP-ul, proiectul care l-am aprobat noi în aprilie de organigram. O să așteptăm când ne vine aprobat. Deci este înaintat, ceea ce este un lucru foarte bun. Adică nu stă iar la mapa 10. E un punct bun. Mulțumesc. Mergem mai departe. Mi-am mai notat, pentru că am văzut-o când am fost cu doamna vice. Uite, vezi? Și atunci, Cătălin, trebuia să fie acolo cu noi. La ședința cu bajiștile. Trebuia să fie cu noi acolo. E primar. Dar ne-am făcut treaba ca lumea acolo. Doamna a fost pregătită și
în limita și spiritul legii neapărat. A ieșit o problemă. Cineva a pus o problemă. Din comunitate. Mi se pare că doamna Constantinescu, dacă nu cumva. Zice, dar cum rămâne? Deci, atenție, cetățenii sunt cu ochii pe noi. Cetățenii ne văd ce facem. Cum rămâne cu terenul de la Gura Trestii Mari, care vreo 2-3 ani de zile a fost arat, izlazul comunal și folosit de firma Pasiflora, cum îi zice, SRL, sau cum îi zice doamna Vici? Viflora, da, mă rog, nu mai contează firma. Alu, domnul Ila. Deci, oamenii au întrebat. Pe cine trebuie să răspundă? Pe Consiliul Local, primarul, nu? Și acum eu am venit în fața dumneavoastră, mi-am notat-o aici și am spus așa, cum rămâne, dragi colegi consilieri, cu problema asta? Că așa asta s-a întâmplat. Deci eu, degeaba a încercat doamna Doina atunci să-mi spună că harta, că nu-i harta, că nu-i cadastru. Și am zis, doamne, lăsați-mă cu harta și cadastru. Și că asta că eu am păzit vacile acolo când eram copil. Acolo, la Gura Trestii Mari. Pentru că era Albia Vechi cu salcile și peste Albia Vechi a fost în noua variantă de sistematizare a terenilor și a agriculturii extensive, s-a făcut Albia Nouă a Pârâului. Dar acolo era islas comunal. Și-s vreo 7-8 hectare, niveță. Tu știi mai bine câte hectare sunt acolo. Exact. Au fost arate vreo 2-3 ani la rând, cultivate cu floarea soarelui, cu altă, așa, pe baza că cine a dat aprobarea asta, domn primar Mircea Ambăruș? Cine a dat... Ați discutat cu doamna ingineră? Doamna primarul are un aparat de specialitate, da? Ce discutam și el. Dacă ați discutat cu doamna ingineră, trebuia să vă răspundă în felul următor. Da. Acea suprafață face parte din pășunea comunală și atunci trebuia să existe acel contract cu Pasiflora, asta cum spuneți dumneavoastră, sau în urma verificărilor făcute când s-au făcut măsurători la fiecare comună când au venit la OAT-ul și s-au făcut, domnule, din 438 de hectare cât are Scorțeniu, așa, cât s-a găsit eligibil, atunci putem discuta problema dacă e sau nu e cu titlul de pășune comunală. Deci acolo chiar e pășune comunală. Nu știu. Dacă dumneavoastră spuneți că v-a adus doamna ingineră hârtii, schițe, trebuie și le dați la o parte, atunci nu pot să mai înțeleg. Deci nimic. Chiar este pășune comunală. Nu știu, dar am spus că a venit doamna ingineră să vă explice. Acolo, oamenii bătrâni ai satului știu. Albia Vechi a Pârâului era la primul rând de salci. Ce este de la primul rând de salci către stradă erau terenurile care domnul inginer le-a arendat de la oameni. Peste sălcile alea, până în nou pârâu, era islas comunal. Posibil. Oamenii bătrâni ai statului. Da. Posibil. Nu era așa? Eu aici nu vă contrazic. E posibil. Deci prin anii 62, 68, 70 să fi fost pășune comunal acolo. Surpriza cea mai mare a fost săptămâna trecută, miercuri, când împreună cu doamna ingineră, pentru a delimita cât mai așa corect hotarele la ce înseamnă pășune atribuită crescătorilor de animale. Surpriza cea mai mare pe care am constatat-o la verificarea hărților la Apia Măinești este că acea suprafață este trecută la Viflora și cerută subvenție pe ea. 8-6. Păi, răspund. Asta chiar n-am știut. Păi aia răspund atunci la treaba asta, nu? Deci pe hărțile... Ia chemați-o pe doamna ingineră, domnule. Puteți să o chemați. Ia chemați-o pe doamna ingineră. Deci așa suprafață este prinsă ca și suprafață solicitată ca și subvenție de Viflora. Mm-hmm. Și atunci cine a făcut? Cine a făcut tranzacția asta? Sigur, se vină doamna. Cine a semnat acolo? Deci apare într-adevăr, dumneavoastră, anul acesta, dacă observați și dumneavoastră, nu am mai cultivat oare de ce? Bucățica respectivă. Păi dacă era în regulă nouă cultivam în continuare? Dar, că acolo acum e iară, vă veniți cu cărțile cadastrale, săptămâna trecută când am mers ca e la un bloc fizic, e o problemă la blocul acesta mare fizic care vin vacile inclusiv ale dumneavoastră, da, de pe Terpea, era o problemă la atribuirea loturilor. Ei, când ne-am dus să verificăm, să putem și noi să fim în măsură să lămurim oamenii. Omul vine, nici noi la rândul nostru nu suntem specialiști, eu cel puțin. Dar asta nu mă împiedică în aceeași măsură să mă și informez. Nu sunt de specialitate sau dacă mă informez să pot să lămuresc omul atunci când îți vine și îți pune o întrebare. Deci noi am discutat foarte și mult problema asta și am trezit cu ea, pus-o de ce putem cu mescurțe, da?
Cetățenii comunii Scorțeni au întrebat care este situația acelui teren acolo, care face parte din Izalul Comunal și folosit... Nu, știți când am mers noi miercurea trecută. Dacă a venit doamna ingineră să ne explice problema cu Viflora, căci că există, ei fac lucrări acolo și au luat și bani, spune doamna vice. Da. Ia explicați, doamna. Sunteți specialistă, doamna. Da. La Izalul Comunal noi am constatat că s-a intrat în pășunea comunală de acolo. Cu 7-8 hectare, cred că e. Da, am care au fost arate, da, însămânțate din 2015, 14, 16. S-a intrat un pic cu 2-3 ani. Am anunțat pe domnul primar, s-a discutat cu domnul, deci domnul primar știe, l-am anunțat, inclusiv cu domnul Viorel Iraș, care este în Viflora. Păi doamnă, stați un pic. Dumneavoastră credeți că inginerul Ilaș, așa cum îl știu eu, s-a dus de nebun și a intrat el acolo, așa că i s-a căștat. Deci domnul s-a încredeță. Nu. Deci trebuie chemat. Deci voi face un document către primarul unei Scorțeni ca să nu. Dar foarte bine. Pe care îl voi ruga să dea o rezoluție, să stabilească o comisie de cercetare administrativă. Da. Vom merge acolo, măsurăm, vedem cum facem și pe urmă îl chemăm și pe domnul Iaș după ce stabilim foarte clar în ce condiții s-a intrat acolo. A fost un abuz din partea domniei lui. A fost o aprobare dată de la nivelul luatului. Pentru că ca să ar 7-8 hectare din izlatul comunal să-l faci tu, să-l bagi și la apii, cum a spus doamna, deja este, deja frizează cu penalul aici. Noi ne-am dus la Apia și, într-adevăr, partea dinspre arabil... Da, doamne, ne-a povestit doamna vice că ați fost acolo și v-ați dumirit. Foarte bine că v-ați informat. V-ați dus pe ocazia cu pagiștile ca să delimitați puterea pe treaba și... De anul trecut, noi am sesizat pe domnul primar, l-am chemat pe domnul... Da, dumneavoastră sunteți fata satului, fica satului, așa îmi place mie să vă spun. Dumneavoastră, de câte sute de ori ați trecut în ultimii 3 ani pe la Gura Trei Stimari? Nu trec așa de... Doamne, dumneavoastră... Există contract făcut de către UAT și Viflora sau Flora asta? Există contract? Deci cu Viflora, cu persoanele fizice care au titlul de proprietate. N-are deci n-are treabă cu UAT-ul, încă o dată, dar este foarte mare. Așa spuneți, că după aia ieșim de aici, spunea cel o vorbă. Asta este... Iar în pășunea comună... Eu, de exemplu, și ca și dumneavoastră și ca și alții, i-am concesionat inginerului Ila și asta e proprietatea mea privată. Sigur că... de terenul obștesc. Deci, atunci, spuneam... El, într-adevăr, în zona învecinată cu această suprafață în cauză, a arendat toată suprafața aia de la oameni. E ok, nicio problemă. Deci, încă o chestie. Contractele de arendă, deci contractele de arendă au în spate titluri de proprietate. Corect, doamnă. Dar, deci, că el s-a dus. Este altceva. Doamnă, de ce el... Deci, noi... Doamnă Amărăș, de când a fost o faptă bună, când ați concesionat izlazul, cu sprijinul Consiliului Local al cetățenilor. Da? Ok. Au venit bani. Au venit bani. Bun. De ce? De ce, dacă a fost o chestiune în regulă, de ce domnul Ilaș n-a arat de la început cele 7-8 hectare? Și le-a arat de 2-3 ani? Adică n-a știut cât a închiriat, cât i-am concesionat. Haideți, bă, băi frate. Acolo este o problemă. Deci eu am zis, noi am deschis... Voi face, deci, doamnă, facem o intervenție. Care din consilieri semnează alături de mine? Către primar. Am nevoie de 2, 3, 4, 5 consilieri, semnează. Trimite-mă treaba. Asta primarul este obligat să dea o cercetare, o comisie de cercetare administrativă. Da? O stabilim care este chestiunea. Al chemăm pe domnul Ilaș și vedem atunci și vedem și stabilim adevărul. Vrem să aflăm adevărul? De ce nu? Ori cetățenii. Ia uitați-mă, când am fost acolo în sală cu toții, că unii erau mulțumiți, că erau nemulțumiți, cineva a spus, doamnă, ce facem cu terenul ăla care l-au folosit alții de ani de zile? Poți să spui că nu știu? Nu mă interesează? Eu știam despre ce-i vorba. Deci, important este domnul primar... Și s-au luat și banii europeni acum, aflu azi. Da, dar e domnul, este... Deci, domnule, haideți un pic, doamnă, o lecuțică, stați așa o lecuțică. Deci, banii europeni, încă o chestie. Păi, doamnă, când spune banii europeni... Contractele de... Deci, domnul Zahirescu, suprafețele care merg la Apia, au în spate titlul de proprietate. Deci el nu ia decât este trecut pe titlul de proprietate. El folosește tradiția. Aveți convingerea dumneavoastră, sigur, care ați fost la Apia, că domnia sa a luat banii europeni și pe
bucata asta? Că eu nu prea am comisia. Deci eu nu cred. Doamna a spus că a luat banii europeni. Știți de ce nu cred? Pentru că eu când mă duc la APIA, mă duc la doamna ingineră, îmi dă adeverința. Păi și el tot la fel vine cu titlul de... Ori el, dacă a intrat acolo, fără o aprobare, a făcut-o doar abuziv. Părerea mea este că nu beneficiază de plăți compensatorii de la firmă. Deci el folosește... Deci părerea mea. Deci, da? Acum nu știu ce ați discutat, cu cine ați discutat. Domnul Zanfirescu, după chestii, el folosește pământul. Dar pe diferența de teren, care este trecut în titlul de proprietate, plusul acela, îl folosești, dar nu poți să iei bani. Pentru că eu mă duc cu... El a avut în contractul de concesiune al primăriei Scorțen la data de... Sunt 10 ani, merge asta, nu sunt. 2010 primul contract de concesiune. Mai rog, el a avut 430 de hectare. Cât a avut? 443. Deci am zbat toate. Au fost mai puține. Problema este în felul următor. El a luat de subvenții pe suprafața care i-am concesionat prin hotărârea Consiliului Local de 443 de hectare. Omul dacă lua, deci dacă această suprafață de 7-8 hectare, credeți-mă că nu am ochiul format, am zis și eu. Așa, cam aici este, că m-am mai consultat și eu cu unul cu altul. Deci omul dacă din prima, în concesiune, în contract, era pus în posesie și cu suprafața aia, păi o întreținea de la început și lua bani de la început, de la APIA, sume compensatorii. Domnul, locul respectiv este prins la APIA în cerere de finanțare. Gata, ce să ne mai ia după deget? Apare pe hartă. Eu știu că dumneavoastră vă referiți la blocul fizic, dar... Dar vorba de blocul fizic, ascultați un pic. Deci... Noi, în momentul în care ne-am dus să identificăm blocurile fizice, atunci... Domnul de la APIA ne-a spus la blocul fizic 331. 220. Poftim, eu am dat o cifră. Un număr. A spus, da, lotul de lângă, deci lotul de lângă este cerere depusă pentru Biflora. Proprietăți particulare. Deci clar era suprafața hașurată din... Peste... Albia Veche a rechiților sunt terenurile care, într-adevăr, sunt concesionate. Ne lungim pe discuțiile astea, deci, cel mai spus este să venim. Hai să tăiați microfonul, gata. Deci facem o intervenție către domnul primar, scrie-o, cine mai vrea din consilieri o să invit-o așa, facem o comisie cercetare administrativă, chemăm pe domnul Ilaș, aflăm adevărul pentru comunitate. Și dacă aflăm adevărul, pe urmă ne gândim, dacă aflăm adevărat, ne gândim și la partea cealaltă. Da? Nu mai intru în detalii. Mai am două problemuțe, tot la punctul 2 a ori de zi. Pentru doamna viceprimar, o întrebare. Ați făcut inventarierea patrimoniului Comunei Scorțeni. Nu mă refer la... Vă mulțumim, o să colaborăm în continuare pentru spiritul și litera legii, pentru aflarea adevărului. Am spus, gata, punct. Mergem mai departe. Deci, doamna vice. Ați făcut inventarierea conform dispoziției primarului undeva în februarie-martie, da? Ne-ați prezentat în ședința de înainte de Paște, în ședința extraordinară, o întreagă listă de lipsuri. Da? Deci atunci era o săptămână apropiată de Paște și am redus motoare. Acum, aș vrea să vă întreb așa. Dumneavoastră ați făcut treaba asta, este foarte bine, era timpul. Cineva să facă la nivelul UAT-ului treaba asta, dacă am văzut că sunt atâtea patim în treaba asta, trebuie să aflăm și adevărul. Acel document, adică acea dare de seamă, acea informare, care ne-ați prezentat-o nouă, în ședința extraordinară din luna aprilie, ați înaintat-o domnului primar ca document de sine stătător? Sau ce alte acțiuni ați mai făcut după finalizarea acestei acțiuni? Raportul respectiv a fost înregistrat. Corect. Depus alături de toate celelalte documente care au fost în domnul secretar, de către comisie. În fața Consiliului Local, domnul primar vine cu rezoluția, să înregistrească rezoluția. Acel dosar în întregime, acel dosar inclusiv cu constatările făcute de către comisie, deci nu persoană. Comisia. Da? A fost înaintat Curții de Conturi. Am înțeles foarte bine, deci în sinteza Curții, în sinteza decizie, probabil poți să găsim referim dacă... au constatat alte probleme. Mulțumesc, doamnă. Încercăm să fim un pic mai așa, că vorbim mai ca la armat un pic, da? Mai avem o problemă. Ieri am văzut-o din nou.
tot vorbim și tot vorbim de site-ul primăriei Scorțeni. Păi dacă nu știm să ne vinde marfa, domnul Vasile, mai zis eu, nu știm să ne vinde marfa. Noi plătim un om cu vreo 60 de milioane pe an. Am văzut în aia, da? Care ne-a făcut un site. Noi puteam să-i cerem noi. Băi, îmi face asta, îmi face asta, îmi face asta, că eu îl te plătesc. Da? Este, nu știu dacă, eu n-am văzut contractul ăsta. Poate l-a văzut cineva. Doamna Vici, l-ați văzut cumva contractul ăsta cu omul ăsta? Pentru că acolo, în contractul ăsta, deci, doamnă, vă rog să vă implicați să știți tot ce știe primarul. Mai mult decât știe el. Nu cum să lăsăm niște atribuții limitate ale viceului primar. Adică dumneavoastră ați arătat lui Cătălin vreodată ce înseamnă ce contract da, ei, nu intrăm în rând. Doamna, deci am înțeles, nu, dumneavoastră nu ați văzut. Pentru dumneavoastră știți să nu știu. Nu știu. Doamna. Păi, nu te face pe Cătălin. Domnul, am vă rășit. Când eu spuneam la două noaptea, dacă te întreb cum stăm cu banii, să spunem, pentru întregile lumea, să știți lucrurile astea, știți ce bani s-au cheltuit până acum? Bineînțeles, la ce am semnat recepția, normal că știu. Nu, 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 dar în rest, cu bugetul, bugetul inițial și cu bugetul care s-au făcut. Hai să spunem. M-am întrebat ce faceți și cum. V-ați tăiat microfonul, doamna. Da, ne-ați tăiat? Da, deci nu-i dacă mă polemiz în astea. Am întrebat, pentru că am constatat că site-ul în continuare, prin care ne vindem și noi marfa, nu este actualizat. Nu vreau să spun acum cine nu și-l actualizează. Pentru că, începând de la domnul, de la mine, de la altul, sunt lucruri care încă nu sunt puse acolo. Vă spun că site-ul este urmărit de toți cetățenii comunei Scorțeni care sunt plecați. Toți! Pentru că iar... Și eu urmăresc. Da, foarte bine. Ați văzut că nu au toți declarații de avere, ați văzut că nu se publică acolo toate astea. Nu sunt toate. Deci când a venit, haideți să vă... Am verificat eu. Nu sunt toate hotărârile pentru local, nu sunt toate procesele verbale, nu sunt, deci nu sunt. Dispozițiile nu sunt toate, nu sunt toate problemele economico-financiare. Ce am constatat? Am constatat și l-am rugat și pe primar, ca să nu mai folungim, că nu există la nivelul primăriei un responsabil al acestui site și rămâne la fiecare, la nivelul fiecărui șef de compartiment, de resort, să-și pună treaba acolo. Bun, este responsabilitatea lor ca specialist, dar trebuie un coordonator, oameni buni. Ce am l-am rugat să facă o decizie de primar? Notați-o că nu a făcut. Decizie de primar privind stabilirea unui băiat din ăștia tineri care freacă, împachetează vântul pe aici. O să vină vremea când o să stabilim în Consiliul Local salarii. Dacă ar veni vremea asta. Da? Dacă ar veni vremea asta, dar nu cred. Așa? Deci să numească un coordonator al acestui site care merge la fiecare compartiment. Doamna, domnul secretar, dați-mi cu ce avem. Hai să vedem. Deci actualizăm să. Am terminat punctul 2. Mai este cineva de adăugat ceva la punctul 2 al ordinii de zi. Analiza îndeplinirii sarcinilor inițiate în ședința. Ne-am adus aminte de toate durerile aici. Da? Deci putem trece la punctul 3. Da. Citiți-l, vă rog, îl supunem discuției. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea recomandării contravalorii călătorii pe mijloace de transport ale personalului didactic și didactic auxiliar de la Școala Gimnazială Scorțeni pentru 1 aprilie 2007. Primarul Comunei Scorțeni de Supacu, având în vedere adresa numărul 295 din 2-a 5-a 2-a 7-a 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 7-a
cu numărul de 2782 din 8.05.2017, expunere de motive 2725 din 2017, foarte mare comune Scoțeni, avizul Comisului de Specialitate din cadrul local, din Consiliul Local Comunei Scoțeni de Zbafor. Temei pe vederea cu 36 din așa, litera 1, și cu 45 indiciunul raportat la 105 paliniat 1, litera B, din legea administrației pe care 15.21 republicată, propune aprobarea de contării contravalorii călătorii în mijloace de transport ale personal didactic și didactic auxiliar de la școala gimnazială Scorceni pentru luna aprilie 2017. Prezentul proiectul hotărâri va fi dezbătut și supus prea aprobare în ședință ordinară a Consiliului Local din data din 35.2017. Deci știm la ce se referă treaba, nu are caracter de noutate. Aici cred că treburile sunt reglate de mai mult timp. Vă solicit votul pe acest. Cine este de acord cu decontul pentru cei în cauză? Dacă e cineva împotrivă, dacă s-ar ține cineva, nu. Deci unanimitate, deci trecem peste punctul ăsta. Citim punctul următor. Punctul numărul 3, privind aprobarea execuției bugetare, cheltuieli pentru 1 aprilie 2017. Aici cred că... Da. Sunt multe, foarte multe cifre, ați primit material. Uitați care este situațiunea. Deci, această chestiune fortuită, pe care primarul azi a trebuit să meargă neapărat la AFIR la Iași, pentru banii care i-am discutat noi și care sunt prioritari pentru noi, a determinat și deplasarea contabilei acolo. Eu am discutat cu doamna Nedelu, că trebuie astăzi să-mi prezint o situație cu plățile care le-am făcut către acea societate
care a fost intrat în insolvență înainte de ABC proiect, pentru școală, ca să mă reîntorc la discuția care a avut-o domnul Mireiță Zanfirescu. Deci i-am solicitat să-mi scoată din contabilitate cu ani de zile în urmă toate plățile care le-am făcut la acea societate care a intrat în insolvență la timpul respectiv. Și, pe urmă, pe baza acestei chestiuni s-a stabilit, s-a făcut contractul cu ABC proiect. Deci problema asta s-o notăm neapărat, doamnă, pentru ca sarcină pentru doamna Nedel. Acum, pentru execuția bugetară pe primul trimestru, noi am discutat pe 30.03, 27.03. Zic bine? Da. Zic bine. Da, 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 da. Am avut ședința ordinară. Deci fata ne-a prezentat atunci. Pentru că eu în februarie am discutat împreună cu doamna președintă de la Buget Finanțe, cu domnul Mircea, cu ceilalți care suntem în Buget Finanțe, am avut un proiect de hotărâre care a fost agreat în unanimitate. Adică doamna contabilă nu ne mai prezintă la 3 luni, conform legii, prezintă la 3 luni execuția bugetară, dar pentru ca să avem permanent un control și în deplină transparență tot actul administrativ care ține de bănuți, am rugat-o și a fost de acord și văd că o face acum, după ce a trecut de cont, să ne prezinte execuția bugetară lunar. Adică vreau și eu să vedem, noi tot Consiliul Local, ce intră luna asta masă monetară, ce plătim. Este una la 3 luni, e mai greu să-ți aduci aminte, dar este altceva când lunar. De ei vine bine și ei. Pentru că îmi face situația la 3 luni, le are pe alea 3 lunare. Și atunci le adună și face situația. Deci, vă rog foarte mult. Deci, situația asta, execuția bugetară acum, este pe luna aprilie. Da? Suntem în cadrul execuției bugetare pe trimestru 2. O să o rog, pentru că nu este acum de față și trecem peste acest punct, ca la ședința extraordinară din luna viitoare să ne facă, sau la ședința ordinară, la ședința ordinară, că de obicei execuțiile bugetare la final de lună, la ședințele, așa, să ne facă și pe aprilie și pe mai. Și ulterior, în iunie, la terminarea trimestrului, cea trimestrială. Sunteți de acord? De acord. Dacă sunteți de acord, vă rog să votați. Urmau să ziceți că sunt numai eu o așa, că mă dau nu știu cum sau nu. Vreau să gândim logic, în deplină transparență și să ne ușurăm munca. Domnul Vasile, vă rog să citiți următorul punct. Ultimul proiect de hotărâre. Să consemnez, adică nu am aprobat acest punct. Nu, 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 am trecut peste el. Dar nu, așa se consemnează. Nu trebuie să legiți, domnul aici. Nu. Să mai spuneți pe ce o dată. Nu. Aici vorbim serios, nu legiți. Nu legiți. Îți spune ceva de legiți? Am aprobat. Da. Tu cu rediscutăm această chestiune în luna și pe aprilie și pe mai. Da. Am aprobat asta cu legiți. Și am amânat și nu mai discutăm pe ordinea de zi de azi. Adică subiectul pe ordinea de zi, doamne, este amânat. Pentru luna, pentru ședința ordinară din luna iunie. Atunci când facem anul cu șampania. Așa. Deci, vă rog. Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 4, privind aprobarea taxei de pășunat pentru deținători de animale de pe rasa Comunescu Orceni, care nu au încheiat contracte de închiriere pentru izadul comunal al OAT Comunescu Orceni. Ne organizăm. Vă rog să, din punct de vedere al primarului, să-l reprezentați pe primar în ceea ce expune primarul și, pe urmă, o să rog pe doamna Cobuz, care s-a implicat foarte mult în această problemă, să ne... Credem să iese inițiatorul. Da. Deci asta e. Deci da. să ne facă, să ne introducă exact tehnic în problemele care le-am discutat cu dânsa și le are în atenție. Deci să dăm citire proiectul de hotărâre. Având în vedere raportul de specialitate 27-27 din 2005-2007 în compartimentul agricol din care aparatul de specialitate al primarului comisiei, expunerea din motivele 28-25-25 al primarului comune, avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Cap, prevederile legii numărul 72 din 2002 privind zootehnia actualizată, prevederile ordinului 226 din 2003 privind aprobarea strategiei pentru organizarea activității de îmbunătățire și exploatarea pajiștilor, solicitările crescătorilor individuali care dețin un număr mic de animale de rasă Comunescu Orceni, prevederi legii 24 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative modificate și republicată și a prevederi articolul 4 din legea 2013 din 1998 privind proprietatea publică și privată. În temei prevederea articolul 36 al nea 2 litera punctul C și articolul 4551 și articolul 48 al nea 3 raportat la 115 al nea 1 litera A din legea administrației publice locale, cu modificări completările ulterioare, propune să se aprobe taxa de pășunat pentru anul 2017 pentru pășunea proprietate publică a Comunei Scorceni pentru deținători de animale de pe raza Comunei Scorceni care
nu au încheiat contracte de închiriere pentru Italul Comunal al Oatei Scorțeni, după cum urmează. Aici am lăsat puncte și să stabilim pentru bovine cavaline. O să intre doamna tehnic în discuțiile care le-am avut la comisie. Deci perioada de pășunat se stabilește până la 31 octombrie 2017, iar în afara acestei perioade, pășunatul este interzis. De asemenea, se aprobă proiectul de contract pentru pășunatul animalelor conform anexei, ce face parte din parte integrantă acestei hotărâri. Prezentul proiect de hotărâri va fi dezbătut și supus spre aprobare în ședința ordinară a Consiliului Local din data de 35 ani. Da. Vă rog pe doamna viceprimar, care ne va introduce în subiect de albinelea, și după ce dânsa face tot expozeul care îl are și care l-am discutat împreună cu dânsa la comisie ieri, să ne înscriem pe discuții. Ok? Doamna? După cum știm, indiferent că ne place sau nu ne place, Consiliul Local are în obligație de a avea grijă de toate bunurile ce aparțin comunii. Fie în domeniul public, fie în domeniul privat. Legea nu-ți permite ca să gestionezi prost orice bun pe care l-ai în proprietate. După cum vedeți la proiectul de hotărâre, sunt invocate câteva legi și ordine emise de către organele competente, în care noi, ca și Consiliul Local, suntem obligați să avem grijă inclusiv de pășunea comunală. În speță. S-au demarat în prima fază acele proceduri pentru organizarea licitației la pășunea comunală pentru crescătorii specific. Pentru crescătorii de animale doar de pe raza comunei Scorție. Așa s-a hotărât în Consiliul Local. Acum, la acea licitație, nu toată lumea a participat, din diferite motive. Fie că nu se încadrau din punct de vedere legislativ, nu întruneau toate condițiile, și mă refer la acel certificat fiscal care trebuie să fie zero, nu că ar fi fost impus de mine, de Consiliul Local, de primar sau de către oricine altcineva, și de către procedurile fiscale. Și în momentul în care ai vrea să radiezi o mașină, îți trebuie acel certificat fiscal zero. Vrei să vinzi o bucată sau dezbaterea moștenire sau multe alte lucruri pe care, contracte pe care ai vrea să le închei sau participări la diferite, să spunem, licitații, fie că ești persoană fizică, fie că ești persoană juridică, acolo unde te înscrii la o licitație, pe raza sau în domeniul în care îți desfășori activitatea, iar te-ai înscris ca și licitație la un anumit operator economic, obligativitatea este ca acel certificat să fie pe zero. Deci nu a fost un mod. Zice, pe aia că voi ăla de ce, de... nu. Deci lumea nu e necunoștință de cauză. Deci vă rog să trageți dumneavoastră, oamenii, cetățenii, colegii noștri, în comunitate, nu a fost niciun mort. Aici a fost doar strictă respectare a litera a legii. Și să învățăm cu respectările legilor. Că dacă suntem concesivi când există lege, ajungem în situația în care avem 6 miliarde neîncasate, plus 6 miliarde neîncasate. Că am fost mai toleranți, mai știu cum, și nu am respectat legile. Când e lege, nu-i tocmai ală, domnule. Gata. Ei, acum trec mai departe. Datorită faptului că nu toți crescătorii de animale au putut să încheie acele contracte de închiriere, tot legea ne obligă ca restul suprafeței care rămâne trebuie scoasă din nou la licitație. Dar aceste proceduri durează, nu se fac de pe o zi pe alta.
Asta este una. Iar a doua, și posibilitatea ca cei care nu au încheiat în prima fază contractele, dar care omul are animal, nu poate să-l ducă la păscut pe casă. Și pășune comunală există. Nu putem noi, ca și Consiliul Local, să îngrădim acest drept. Dar în aceeași măsură, tot legea nu ne dă voie să dăm cu titlu gratuit. Nimic nu se dă cu titlu gratuit. Izbindu-ne de această problemă, suntem și noi nevoiți nu să mai amânăm la nu știu cât timp. Nu avem voie, nu ne permite legea să amânăm această luare de poziție și de fixare a unei taxe în funcție de animalul pe care va merge la pășunat. Fie vacă, fie oaie, fie capră. Aici în proiectul de hotărâre, dar mai detaliat este în proiectul, în contractul de pășunat, de acolo apar defalcate cabaline, bovine, adulte, bovine tineret, bovine și caprine adulte, bovine și caprine tineret. Lucrurile acestea nu le fixăm noi, ci numărul de animale este dat de către medicul veterinar. Mie nu poate să-mi spună nenea Ion din vârful dealului, am dat un exemplu, sper să nu fie vreo un Ion pe deal, să spună că am ceva personal. Dumnealui nu poate să-mi spună mie că duce doar o vacă la pășune și plătește doar o vacă, pentru că la registru, la medicul veterinar, are înscrise două. Deci, automat, obligativitatea fiecărui crescător de animale de a se putea duce să pască pe islazul comunal este de a plăti această taxă. Cu ani în urmă, înainte când nu era asociată, se numea taxă de gloabă. Da. Deci așa se numea la nivelul ca și taxă peste tot. Deci nicăieri, nici pe timpul lui Ceaușescu, când era cumfieratul vacilor, înainte de a intra la islaz, trebuia să te duci, îți punea aia roșită pe semnul comunei, pe fesa animalului și plătea. Deci până nu plătea, nu intra la pășunat. Noi, nemai putând să amânăm la nesfârșit, a trebuit să luăm această hotărâre să nu depășim cele 30 de zile de când a avut loc licitația. Și de aceea s-a și urgentat. Ieri în comisie se pun în discuție taxele, prețurile pe care și cum să nici să avantajăm, nici să dezavantajăm aici. Și în comisie s-a hotărât să se meargă pe aceeași sumă pentru fiecare animal care va merge pe pășune, în speță. Vacă 70 de lei. Și am împărțit echivalentul la oaie, cum se face și la subvenție, 6 oi, 6 capre, 6 oi pentru o unitate dită mare. Împărțirea 115. Da. Și s-a fixat 11,50 lei pe capre, oaie sau capre. Da. O vină sau capri. A mai fost discuția cu tineretul. Da. Ucidează și pe asta. Am spus așa, că s-a mai ridicat, eu am ridicat problema. Bine, duce, are vacă și are și vițelul. De i-a fătat în luna februarie, are acum 4-5 luni. Cum impozităm? Și tot în comisie s-a fixat. Tot ce este mai mare de un an, la bovină, se plătește 70 de lei, la fel ca și adultul. Că este deja, o duce la montă. Adolescent. Da. Da, e la muncă. Iar la ovine și caprine s-a luat efectiv pe ce crotale sunt la medicul veterinar. Pentru că am înțeles că la perioadă scurtă de timp, oricum oile și caprele trebuie să fie împătrariate. Da. Da. Acestea au fost din partea comisiei.
Acum, în plen, dacă aveți dumneavoastră ceva de adăugat, de modificat... De toate expunerile care a făcut doamna? Specific încă o dată. Noi nu putem, nu ne putem permite ca și Consiliul Local să încălcăm legea. Deci nu putem, da? Deci nu putem. Nu putem să încălcăm noi ca și Consiliul Local. Știu. Ies discuții după aia și între cei care plătesc. Dar nu suntem trași la răspundere. Noi nu suntem trași la răspundere. Vine un control peste 2-3 ani sau peste 7 ani și atunci vine și spune, păi bine, domnule, dar tu Consiliul Local. Și vine și nu cred că vreo unul dintre noi își dorește ca să înceapă să dea cu subsemnatul pentru că fie nu ne-am îndeplinit cum trebuie o atribuție, fie ne-am încărcat-o. Înainte de a supune la vot, mulțumesc, doamnă, documentat, deci e ok treaba. Aș vrea, Dane, Vasile și Vasile, deci la cup, Vasile, dați-ne un punct de vedere, dacă am gândit corect, cu această sumă de 70 de lei, pentru oamenii care nu s-au înscris în aceste dosare de la APIA, care nu iau subvenții. Din ce motive nu iau subvenții? Pentru că oamenii au avut datorii, oameni buni la bugetul local, nu și le-au achitat, iar noi n-am putut să trecem peste asta. Deci, că cineva poate spune, bă, dar iau și bani și la APIA, dar atenție, banii care îi luăm subvenții de la APIA, nu se-i băgăm în buzunar. Este pentru întreținerea pășunii. Deci, așa trebuie gândit, că așa este în litera și spiritului. Și că tot mi-am adus aminte acum și să nu uit. Așa. Pe site-ul primăriei obligatoriu trebuie publicat regulamentul de utilizare a pajiștilor. Regulamentul de utilizare a pajiștilor este valabil pentru tot din scoate. Are în atenție, a fost foarte blocat 2 luni de zile aproape blocat de contul. Nu este neapărat ca secretarul primăriei să fie împuternicit prin decizii de primar să se ocupe de site. Nu, dar își va da concursul, îl va trage de mânecă pe primar, să numească băiat tânăr și toate documentele trebuie. Pentru că asta înseamnă transparență. Unul din principiile de bază administrativ este transparența. De ce spun? Pentru că în acest contract pe care va trebui să fie încheiat între persoana care este crescător de animale fără contract de închiriere și oate scorțeni, acolo apare specificat că el trebuie să îndeplinească toate obligațiile care sunt în regulament. Și atunci este clar că acest regulament trebuie să fie... Altfel este comunicarea, că până la niște adunări care ar fi trebuit să se mai țină din când în când, dacă vin oameni la ședințe, altfel o să fie percepție. Și asupra ceea ce facem noi aici, dar și în comunitate, dezinformarea va fi ușor, ușor adusă la zero. Oamenii vor ști numai ce se discută oficial. Pentru că am eu o glumă. Din Părești, dacă tragi un glonț, se aude bomba nucleară la Stejar. De ce? Pentru că nu a fost o comunicare corectă. Așa e unul. Asta e treaba. Deci și asta nu e numai la noi, să știți. Doamna Vicioș, pentru cei care n-au plătit, au datorii, în viitorul apropiat, dacă și le achită, poate să facă... Păi intră în oblig pe aici, nu am specificat. La fel, noi avem obligații să reluăm pentru loturile rămase libere. Trebuie să reluăm licitația. Nu? Deci legea nu ne permite că dacă ai organizat doar o dată și ai vândut doar un copac, din 5, ăilalți 5 îi lasă doar. Nu, legea să ia întreaga procedură. La licitație cei care nu își achită poate să participe? Nu, niciodată. Deci este legea. Asta e prevedere fiscală. La 3-a 2016. Nu poate își achită peste 3 luni. Și licitația o organizați peste 2 săptămâni. Păi aici primarul este cel care va da o dispoziție când dacă vor mai fi cetățeni interesați de acest subiect, ca să obțină de la APIA plăți compensatorii, parcelele lor acolo sunt, există sunt, în... Dar primarul nu o să facă pentru unul singur. Dacă se adună încă 10, 15, 20 de oameni care și-au achitat datorii. Domnule, vrem și noi treaba asta. Să facem din nou, băiat, 20 de oameni, nu faci numai cu unul.
Să cuplează un pic, într-o lună, două, trei care mai sunt. Singurul dezavantaj. O procedură nu se repete chiar pentru Geaba, domnul Gelu, ei, chiar dacă se mai face licitația anul acesta, oamenii au pierdut... Doamne, noi vorbim de an de finanțare. Așa, deci anul ăsta se termină cu banii de bani. Deci terminăm gata la APIA numai. La APIA mai mergem la anul când se declanșează activitatea. Exact. Ei, până anul. Dacă vor fi oameni care își mai plătesc și doresc treaba asta, în martie, aprilie la anul, nu, ce nu, asta nu, nu, nu se poate amâna. Da, cred că chiar mai repede. Conform legislației, nu știu, într-o anumită perioadă X, 45-60 de zile, ești obligat să rei... Nu știu exact în lege cât e. Deci noi anul ăsta trebuie să ne asumăm. Trebuie să ne asumăm cât la tot cu primarul. Deci trebuia declanșată activitatea asta din ianuarie, nu din martie. Nu, domnul Zanfirescu, problema cea mai mare a fost că a presupus un efort din partea comisiei în speță, la mine, doamna incineră. Comisia și-a făcut treaba. Deci, activitatea trebuia declanșată de la sfârșitul lui ianuarie. Nu s-a făcut, nu a fost nicio problemă. Am rezolvat dar nu intram chiar în vineri sâmbătă, duminica închiderii. Asta este altceva. Deci, aici să mă refer la asta a fost efortul. Adică nu mai eram în agonia unui stres, stăteau 70 pe 2-3 fete aici. Deci dacă noi începeam treaba asta, așa, acum nu mai putem să mai... Și nici treaba aia nu mi-a plăcut că nu vor consiliere. Nu vor consiliere azi, fac ședință când vreau, ies primar. Mâine adun ședința din nou, comisia. Dar nu, haideți că nu, nu. Nu-i bine, nu-i bine că o dat Dumnezeu, am avut suficientă forță să... Deci a fost, ca să știe toată lumea, a fost adunarea ședinței pe 9 martie, când erau 49 de pahare. Aici eram, nu eram. Și nu eram nici eu, da? 44. Deci 44, 49, mai cu cât mai larg. E la mine genetic. Bun. Dacă noi făceam treabă, e normal, dar s-a supărat domn primar, trebuia să zic, da, n-ați venit, eu veniți voi sâmbătă. Pe 10, pe 11. Și tot nu intram în criză de timp. Dar mai mult decât atât, da? Trebuia să o facem din ianuarie. Bun, că s-a rezolvat până la urmă. Dar de ce să le facem totdeauna pe ultima sută? Păi uite cum aleargă pe ultima sută să obțină banii de la AFIR. Când banii ăștia trebuia să-i avem de mult. Păi aia-i treaba. Deci copilul, deci fierul se bate când e cald și copilul când e mic. Chiar și cu același unel de câteodată. Nu avem voie să batem copilul. Nu avem voie. Deci, haideți să finalizăm cu cum mai aveți doamna copul ceva. Daniel, zi. Zi, Dani. Consemnați doamna. Am doi cai, îi dau drumul la câmp și nu plătesc la primul. Nu ai voie. Primarul este obligat, nu e adevărat. Ce facem cu caii care merg la mine acolo, îmi strică? Ascultă un pic. Și caii se împușcă. Nu, nu, nu. În momentul în care se constată, primarul face sesizare la poliție, nu e nicio problemă, poliția trebuie să-și facă treaba. Nu ai contract, pentru că cel care și-a plătit și-a încheiat contract din închirierii, știe sigur că Ionel, dar nu că nu-i la oate, că noi putem să punem, afișăm lista exactă a persoanelor care așa au contracte din chirie. S-a apărut repede ce nu plătesc. Deci s-a apărut repede ce nu plătesc. Atât. Ce se află fără... La noi... Oricum nu avem ce le facem. La ce să nu ai? N-ai cum. De ce să spui că nu ai? Păi nu se duce. Tu, dacă nu ai plătit, poți să intri la film? Caii tot acolo. Mă, lasă-o, bă, caii tot acolo. Și caii se împușcă. Toată lumea trebuie să înțeleagă că orice serviciu se plătește. Lumea are pretenție de tot. Vrea drumuri, vrea iluminat, vrea asfalt, vrea apă. Așa cum s-a făcut întotdeauna vrem. Așa cum s-a făcut întotdeauna. Nu. Și cred că... Dar nici dacă... În momentul în care tu nu contribui, tu ca cetățean nu contribui cu niciun leu. Vă spun un om mai în vârstă. Da, ascultați-mi. Doamna Cobuz. Cu mai multă experiență. Doamna Cobuz. Haideți să oprim, că a spus foarte explicit, foarte clară și oamenii cred că nu mai sunt alte probleme. Supunem la vot acest punct abordând de zi. Cine este pentru? Nu lăsați să spun și... Da, spune. Da, am spus, dar dați un pic spune ce zice. Nu prea multă vorbă, nu se face nimic, nicio casă. Noi cetățenii acestei comuni vrem fapte. Vrem să vedem ceva, să mișcă ceva. După câte aud datorii și datorii,
buzunările slabe. Știu. Fraților, mai opriți-vă odată, fraților. Copii ce puteți sunteți, dar acum puteți fi copii mei. Mai puțin. Nu zice nimeni. Găina de unii sfârm așa cum e zica la aia. Dar nu băgam mâna până când... Acum, noi ca și Consiliul Local ne-am făcut treaba la toate demersurile care grăbim nou ca și Consiliul Local, la ce înseamnă fixare de taxe, modalitatea de colectare. De modul cum se cheltuie banul, nu mai răspunde Consiliul Local. Este ordonatorul de credite, adică primar... Și verificat de Consiliul Local. Atenție. Da, da, îl verifică, dar... După ce s-a făcut un contract, ce o să mai facă Consiliul Local? Nu, verifică totul la centimă ce se face. Da, asta da, așa e. Oamenii, deci cetățenii statului rămân cu noi. Haideți să supunem la vot taxele și continuăm la interpelări și la toate durerile sufletești care le avem. Ca să fim totuși pe procedură, da? Deci supunem la vot taxele care le-a spus doamna și care le-a discutat în comisie. Respectiv 70 de lei. Cal, vacă, da? Peste un an. 6 oi egal 6 vaci, 6 capre. Nu, nu, nu. 6 oi, 6 capre. 6 capre. Da, trece. Deci bovine și cabaline. Și cabaline mai mari decât un an. Da. Da. Trebuie să consemnăm? Da. Decât un an. Mai mari de un an. Da. 70 de lei. Da. Ovine caprine. Da. 11,5. 11,50. 70 la 6. Da. Da, a spus acolo, peste un an, știi? Și atunci... Specificăm... La ovine și caprine când sunt crotaliați, da? Da, crotalierea de la... Deci toate se fac conform registrării de la medicul veterinar. Deci doamna a consemnat, supun aprobării... În aceeași măsură intră în obligația proprietarului să-și scrie la registrul agricol. Dacă s-a fi cineva, dacă este împotrivă cineva. În unanimitate. În unanimitate. Deci am notat taxele... Am notat unanimitatea aprobării. Dacă mai adăugat ceva, ca să vă terminați ideea, vreau să ajungem la punctul ăla unde fiecare dintre noi, inclusiv pe dânsii, cei care au animale și se duc pe pășune, să nu trăiască cu impresia că nu este pășune suficientă. Este. Avem foarte mare suprafață care apare ca și neeligibilă, deoarece nu s-au efectuat lucrări corespunzătoare în ultimii ani. Și atunci nu am ase. E acel lăstăriș, murile, ăsta ce mai este, cătina, nefăcându-se, a scăzut foarte mult. De când am mers acum la APIA și m-am uitat pe hărți, nu mi-a venit să cred. Deci nu mi-a venit să cred, acea suprafață nu apare eligibilă. Deci e clar că n-ai să poți scoate lot pentru un animal să ia subvenții, ci acel lot va fi dat întotdeauna numai cu taxă de pășunat. Cel mai important punct al orei de zi, totdeauna, mi s-a părut ultimul punct. Întrebările, interpelările, consultările... Mai chestii la pășunii. Da? De exemplu, sunt persoane care au fost certuri grămadă, au intrat unul peste altul, să informăm un pic cetățenii cum trebuie să procedeze, ce trebuie să facă, nu se certe între ei, cine trebuie să anunțe, cum trebuie să... Da, cum are așa o informare? După ce s-a încheiat licitația, primarul trebuie să întocmească un proces verbal, că este cel care a semnat contractul. Nu știu dacă este întocmit, dar nu e problema că nu s-ar putea întocmi. Da, nu, e simplu. Simplu e că la noi nu sunt certuri la suprafață, că avem suprafață suficientă. Ar fi fost... Singura problemă e cu delimitarea lotului pentru Niță Ioan. Da. Niță Ioan intră într-un lot, într-un bloc fizic alcătuit din 57 de hectare, ducându-se ultimul la APIA, a trebuit să împartă cele 10 hectare pe două loturi, un lot de un hectar 70, un lot de 8 hectare 30.
Deci asta a fost și întrebarea mea la Apia. Bine, domnule, dar el are oaie, ce face? Și mută, cum își mută? Că trebuie să treacă pe porțiune în care să pască bani. Iar de la Apia a spus în felul următor. Că pe mine asta mă întreb, domnule, vine la control. Când a picat lotul, blocul fizic la control, păi când îl penalizează pe ăla care a respectat. Iar dumnealor ne-a spus așa, controlul când vine pe un bloc fizic, vine în totalitate. Fie că îl pasc numai vaci, fie că îl pasc oi vaci, fie că îl pasc numai oi. Și atunci am spus, păi atunci veniți dumneavoastră cu soluția să nu existe impedimente la trecerea de pe o parcelă pe alta. Au făcut delimitarea în felul următor, din drumul taberei, drumul care urcă la sondă, în partea dreaptă spre sat, deci cum privesc eu, cum ar trece cu fața, se întind 10 hectare până în deal, până așa, pentru oi, la 49 de metri de la Uluc, deci de la Uluc spre drumul taberei. Până acolo au vacile. După aceea, după cei 49 de metri, sunt acolo câțiva arbori. Exact până în arborii respectivi. De și acolo până un arbor care vedea din peste soare. Dacă ați dat mâniță, acolo nu vor mai fi arbori. Tot aici scrieți. Iar la tăierea arborilor, nici măcar nu te mai faci o notificare din 30 de zile, ci ți se rezemblează din start. Dar nu ți-ai zburat cu oile de acolo. La revedere, nu trebuie. Problema știți care este? Nu la niță. Problema este la ceilalți. Care... Puneți pe nume. Nu trebuie dat nume, că nu trebuie să fie vinovățit. Poate omul îl intervenește de la judecată. Pe fiecare client, da. Nu poți să ne spui pe nume. De ce sunt mulți? Eu aștept. Cu hoții de lemn, cu hoții de lemn au tocanat toate pădurile, au defișat. Da. Să termin eu cu pășunea și... Vă dai microfonul. Deci vorbim pe rând, ne înscrim. Eu acum fac lista cu cei care se înscriu la cuvânt. Termină doamna și urmă. Deci terminați dumneavoastră. Cipcă Ionuț. Bun. Următor. Eu. Hagi Movidiu. Mihăiță. Și dumneavoastră, nevastă, vă puteți înscrie. Cum adică? Suntem cu toții. Zi-mi, Mihăiță. Da. Fiecare are o problemă care trebuie să o aducă în fața comunității, în fața consiliului, în fața primarului. Nea Vasile Tudorache. Zi, Nea Vasile. Zi, Mata, nu te înscrii, că am văzut că vrei să spui ceva. Altcineva. Venim încoace. Bun. Are cuvântul domnul... Stați să terminați, scuzați-mă, ca să vă terminați ideea. Când sunt la dispoziție, când se face exact parcelare, să nu se mai... singura problemă era doar acolo la delimitarea cu voi. Și știu acum. Știu care-i hatul, care-i... Veniți la locul. Concluzia este clară. Doamna a spus. Deci după ce comisia de licitații și-a terminat treaba, trebuie domnul primar cu 2-3 neapărat de specialitate al primarului să se deplaseze în spețe la cei cuie. Da? Cu o documentare clară și de la APIA, care s-a făcut târziu, dar s-a făcut ca o necesitate așa, nici nu trebuia să mergi dumneavoastră acolo. Deci trebuia să mergi dumneavoastră, dar venea clar primarul după GPS-ul de la aia, că dacă trebuie, e mai greu să măsură. Când aveai mărcat, păi au GPS la APIA. Să țara să uite pe televizor, pe ecran și spune. Iar tu care ești un fiind cunoscător al locului, că ești din comuna Scorțeni, deja când vezi din satelit, vezi locul ăla, spui, uite, până la stejarii ăștia, până la pârâul ăsta. Ce nu s-a făcut? Nu s-a făcut treaba asta. Un fel de punere în posesie, mai bine zis, în care delimitarea dintre ovine și bovine trebuia clară de la început.
Pentru că acolo s-au hărăit vreo 2-3 săptămâni nepermis de mult. Adică dacă comisia și-a făcut treaba și s-a trecut peste treaba asta, trebuia, nu trebuia lăsată la infinit. Pentru că acolo s-au duelat foarte mult și a creat foarte mult disconfort și discuții. Dar că ăia vin cu oile peste noi. Păi unii paște oaia, nu mai paște oaca, clar. Nu? Tot pentru sprijinirea domnului Niță. Că automat dumnealui nu va putea merge să adapte oile la... Eu m-am gândit la varianta de a apela la Mihăiță Zanfirescu și în să sape un pic în pârâu ca să-l putem ajuta și pentru că până la urmă și el trebuie să adapte animalele, că nu poate să dea cu pipeta la fiecare. Animalul nu știe carte. Da. Și atunci să putem să-l ajutăm și pe el. Un pic în pârâu să facem o... Să-i lăsnim intrarea la pârâu ca să zică animale. Atât, ca să intra animale. Apa este foarte bună, nu-i, da, nu-i contaminată. Și că veni vorba și de păduri, că asta vroiam să specific. În actele primăriei apare ca și categorie de folosință pădure. Deci, nu că nu avem, nu că primăria Scorțeni nu are pădure, apare la categoria de folosință. Nu, primăria Scorțeni nu mai are pădure, că s-a tăiat, cum a zis Vasile Grigorea, bestial, criminal. Pentru că nu a fost autoritate nici din punct de vedere al postului de poliție și nici din punct de vedere al primăriei. Ce tot ne dăm după degetare. Nu ne dăm după degete. Noi trebuie să rezolvăm problema. Ați înțeles? Și rezolvarea problemei nu se termină tot. Deci, doamnă, dumneavoastră din postura în care sunteți, aveți niște părghii. Păi deci, vă în postura de primar, da? Primarul are autoritatea administrativă. Eu... Ce trebuie zice primar, este altceva. Postul, polițistul din comună, este subordonat primarului administrativ. Domnul Ocelu, relația este de colaborare. Lăsați, că eu am văzut ce colaborare este. Este, că îi spune primarul, băi, te duci acolo, se duce omul. Se duce. Și avem și dosare făcute cu Se duce, că pentru că ne-i face aprecierea de serviciu șefului, îl întreabă pe primar. Ia spuneți, domn primar, ați avut probleme cu domnul șef de post? Și primarul spune, nu-și face treaba. Zău? Ia să-l încondemn, sau zice primarul. Da. Excelență, foarte bine. Sau spune primarul, mai dați-ne unul ca el, că facem ordine. Am discutat la Ocolul Sildic Moinești. Ocolul Sildic Moinești poate să reglementeze lucrul acesta, intrând în paza pădurarului din zonă, doar în momentul în care primăria va... Nu. Trebuie întocmit un proces verbal de predare, de delimitare în teren a suprafeței respective, care între timp o să o constatăm care și cum, dar demersurile astea trebuie întreprinse de către primărie. Deci nu se face nimeni nimic fără bani. Deci se face proces, nu, faza... Faza trebuie să... Faza nu este adevărat, până se... Faza este gratuită. Nu. Ba da, cum să nu? Dar și eu la privat am până la 30 de hectare. Cum îți spun? Cum? A dat sună legi de anul ăsta. Dar cum să nu? Acum din 3 luni. Deci și proprietarii. Proprietarii de păduri fac ce la locul și proprietarii trebuie să ducă la... Da, proprietarii trebuie să ducă la oameni. Da, că nu poate să știe. Deci eu recunosc că eu, dacă e legea nouă, nu știu. Da. Deci, gratuit. Dar să mai că tu, ca și proprietar, ai obligația să te duci, că nu vine o colusie. Păi, doamne, dumneavoastră știți că sunteți în domeniu. Da, și ce e urmă. Dar odată la viață sat. Nu, dacă este așa, este un lucru bun. Deci dacă este așa, primăria... Și chiar dacă ar fi să plătim, este o sumă modică. Deci, de 50 de lei hectare. Deci, eu și mă gândim, oare ce mai păzim? Da, în fine. Mai păzim. Dar decât să nu păzim nimic, nu mai vine să păzim ce mai avem. Ceva ce am păzit noi de la Revoluție încoace.
Ei, hai, deci când acum... Păi nu, dar trebuie să te rogi un timp cineva, iar, nu mai spune, iar, las că merge. Iar în momentul în care avem și procesul verbal de predare la ocolul silvic, în aceeași măsură putem să demarăm da. Procedura pentru amenajament. Da, vă dai microfonul, ați vorbit. Da, da, da. Da, ce pe Ionuț. Da, apropo de pajiște și cu animale, da? Știam din ce mi-aduc eu aminte, pe șerpeni, grigonei pe partea aia, erau pondere mai mare de ovini decât trebuia. Este adevărat? Da, pentru că noi acum am fixat o taxă pentru celălalt care n-au intrat pentru oaie. Da, da, da. Deci omul care are 400 de oi, da? Da. Și ei au intrat 200. Celălalt 200 le plătește, da? Subvenția nu ia pe, pe toate. Nu, nu le ia, nu ia pe toate, n-are cum. Dar la controlul ăla care a zis dumneavoastră, cum o să fie? Pentru că omul, la urmă, oricum se duce pe alea toate 400. Este riscul lui. Îl scot el, da. Pe lotul lui. Da, dar el oricum plătește, asta zic. Pe el oricum plătește partea și a celorlalte 200. Nu, ascult un pic. El ne face acum să sesizăm un aspect juridic. Da, nu, ascultați un pic. Adică dacă primărie... N-are nicio treabă. Pe ascultați un pic. Plătește acum așa. Dar el nu are pentru ce să mai plătească ăla contract. Pentru că noi nu, acolo suprafață noi nu mai avem de dat. Ce să mai plătească dacă el nu mai are de... Deci nu mai este suprafață. Deci nu mai este suprafață. Singura suprafață care rămâne... Deci eu nu-ți răspunsul este al doamnei că alea două deci, nu mai plătește. Alea nu mă n-are... Pentru că... Acum să îndeplini ceea ce ai întrebat tu. Că dacă îl găsește la control problema... cu 400 și el documentația toată e pe 200, problema este problema lui. Problema lui. Ce este posibil să-și piardă toate subvenția? Să dea de bani înapoi. Trebuie precizat la persoana respectivă. Trebuie... Dar da, 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 și interesul lui. Dar dacă noi ne zicem... Știi el mai bine, ascultă. Dacă eu rog, ai ceva? Da. Zii. Până acum, astea a patra ședință, exact. Nu știu, nu cred că este ceva de ascuns. Am cerut să ne se facă actul ăla de condiții. S-a spus, s-a spus. Haideți să lăsăm să... Suntem la... Depinde rândul la fiecare. Deci... S-a pus problema. A pus chiar salul, parcă a pus problema. Da. 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 Eu am pus la nu mai trebuie nicio problemă. Am rugat pe domnul Vasile Danilă, domnul primar, deci pe ordinea de zi viitoare, ca inițiativă, că aici nu-i vorba din neapărat un proiect de hotărâre, ca să nu mai uităm, da, la punctul 2, deci neapărat când scrim punctul 2, analizația, scrim chestiunea asta. Și eventual mai scrim și alte chestiuni, ca să nu uităm. Dacă citim procesul verbal de ședința trecută, să vede acolo. Știu, știu, ai spus de vă 4 ori. Cum a spus și Vică Vodi din septembrie, într-una, să facem o analiză pertinentă a instalației comunale de apă. Da? I-am spus primarului eu, notați-o și pe asta, că mi-am adus aminte acum. I-am spus primarului, trebuie să inițiezi o decizie de primar, numește o comisie, care comisie face un studiu foarte clar cu plusurile și minusurile pe această instalație de apă. Cu toate deficiențele, cu toate plusurile, venind după o lună, două, în fața Consiliului Local, oameni buni, uitați care e problema. Asta trebuie să facem din punct de vedere al investițiilor, asta trebuie să facem din punct de vedere al, mă rog, ați văzut că sunt discuții cu că vor mulți, nu știu ce. Ori o sistem, este și un ordin venit, e la doamna viceprimar. Și doar în capul acolo, dacă cine. Dar asta ce înseamnă, oameni buni? Înseamnă că numește primarul prin dispoziție o comisie din cadrul aparatului ăla și poate să coopteze un consilier, doi care, am văzut că Vică Vodi chiar stăpânește foarte bine chestiunea acestei chestii și omul nu cred că ar fi, el nu este acum aici, dar nu cred că ar fi împotrivă. Dar trebuie să fie în fața Consiliului Local, în fața primarului, cu un studiu clar, făcut, cu toate problemele care sunt acolo. Că altfel totdeauna o să discutăm la infinit că sunt probleme, că sunt probleme și ea câtă. Pentru că dacă facem chestia asta, luăm un termen, stabilim niște priorități pe termene. Băi, atât trebuie să facem treaba asta. Până la data asta facem treaba. Dacă nu urmărim așa, o să ne întrebăm peste 5 luni, știți, am discutat de 5 ori până acum treaba asta. Deci, trebuie neapărat să muncim și eficient. Îmi place că nu se uită problemele. Dar trebuie să le punem într-un cadru, pe lege, pe termene, pe responsabilități. Le vorbim de un an de zile. Le spunem. Sunt multe de făcut, dar le luăm pe priorități. Asta crapă, asta crapă, asta nu crapă. Asta mai așteaptă, asta nu mai așteaptă. Așa trebuie făcut. Domnul Omul. Deci, cine este? Domnul Ovidiu. Da. Asta avea trei probleme. Două dintre ele, dacă era domnul primar, le-aș fi spus la
Punctul 2. Este domnul primar cu noi, e spiritul da, lui cu noi. Bun. Prima problemă. S-a făcut alimentarea cu apă la căminul Grigorien, dintr-o fântână de acolo care... E, treaba e bună. Că problema este așa. Fântâna aia are disponibil cam un tub de apă. Eu zic că era corect ca fântâna aia întâi să fie curățată, să fie două, măcar două, trei tuburi, mai ales că o să vină vara. Nu o să aibă oameni apă, o să vină să ia de acolo. Dar nu s-o adâncit? Cum? Nu s-o adâncit atunci? Nu s-o adâncit, eu am vorbit cu cei de acolo. Eu zic că trebuie adâncit. S-a făcut într-adevăr un zid de protecție la deal, dar ca, aproape ca și cum nu s-ar fi făcut. Pentru că dacă vine malul, el a fost făcut la nivelul primului tub. Se duce tot zidul ăla cu tot tubul la mal. Trebuie făcut ca să prindă două tuburi. Deci dumneavoastră acum, de fapt, ați spus că această sursă de apă nu este neapărat pentru cămin. Păi nu este, pentru deci că... sursă de apă este pentru... În primul rând, pentru oameni din... Oamenii din zonă. Da. Deci trebuia niște lucruri. Trebuia... Da, am să vă explic care e situația. Probabil că a fost atât de fortuită treaba asta. Iar suntem în contradic cu toate chestiile. Căminul la Grigorie. Iar am fost mai eu. Și iar mă... Așa. Probabil, deci nu uitați, vă repetăm. Da. La punctul 2, domnul Mohajim, la punctul 2, domnul Daniel, la punctul 2 data viitoare, fântâna trebuie din nou recolmatată, reamenajată ca să oferim o e calitate, bun, o volumă care dar trebuia puțin adâncit acolo. Să ne aducă și nouă factura cu suma care s-a plătit acum pentru aducțiunea asta de apă. La, cum spun la... Notați-o. Să ne facă și nouă... Factura, buletinul de mese și alte chestiuni. S-au făcut, s-au aprobat 100 de milioane, parcă, nu? Ca și de pentru puțul ăla, parcă, din instituție. Nu știu, mă întrebați la... Ce sumă să dea cine, pare? Dacă mă întrebați pe mine, eu vă răspund la fel. Toate cheltuielile la primăriile care se respectă, se pun zilnic pe site-ul primăriei. Tot ce se plătește. Dar asta deja e... Vă mai discutăm dacă e altceva tot fără, domnul Hagiu, mai aveți dacă nu vă dai nimic. Eu am spus scurt, foarte scurt. Comentariul a fost mai mult. Acolo, în față la mine, copiii se duc la autobuz care se aducă la școală, într-o parte și în alta. Conform legii, ei ar trebui să treacă tocmai pe la magazinul universal, acolo e o singură trecere de pietoni. Am vorbit și în mandatul trecut, și în mandatul ăsta, chiar și cu domnul primar, atunci era vice, și anul ăsta, ar trebui luat legătura cu cei de la drumuri să se facă o trecere de pietoni. Până nu se întâmplă ceva, nu e nicio problemă. Dar după aia se întâmplă un accident de acolo, un copil e lovit. Trebuie intervenție, dar nu trebuie să fie la cei care răspunde drum. Și trebuie consultat și organul de poliție. O singură trecere. Este adresă făcută de rotunda. Dacă este așa, cum zice domnul Averușcu, dacă s-a făcut, s-a făcut. Trebuie luat, domnul. Da, dar trebuie luat. Cum i-a ajuns acolo la un șef undeva, sau stă la mapa zaci. Începeți cu drumurile naționale, serviciul poliției rutiere, da? Așa și faceți de mare. Bun, deci așa răspuns, au zis că... Finalizat, domnul Hagiună. Și punctul 3, asta am vorbit cu domnul primar mai înainte și mandatul trecut, chestia când se face balastarea, nu spune foarte, e bine că s-au făcut, s-au pus în unele locuri unde trebuia. Problema este că am rugat atunci ca consilierii să fie și ei consultați unde se pune balastra. Nu punem unde vrem, că s-ar putea, în sfârșit. Deci, am văzut cazuri când s-au adus mașini de balastru și un caz concret, mașina de balastru a fost vândută la cel din... Unde s-a pus acolo? Păi anul ăsta... Deci nu s-a mai vândut, că a fost... Anul ăsta crezi că nu. Vă spun. Deci a ajuns prima, nu mi da. Da, trebuie. Când am dat-o trecut, cineva a cumpărat o mașină de balastru. Eu am unei scorțeni să plimbă cu tractorul, să ducă asfalt, balastru în Grigorie și scorțeni. Dar ceilalți ce facem? Primarul care avea curtea de conduri aici. Și place aerul liber, dar să învățarea eu, domnul Amăruș. L-a ținut numai pe teren și el a rămas... Păi asta este meseria viceprimarului, domnul... Ei, dacă ați înțeles, iar e bine. Am vorbit prea. Sper să se respecte... Când am microfonul, domnul Amăruș, spune domnul Heiță. Da, vreau să întreb dacă s-a mai demarat
activitate pentru postul de șofer, deci dacă... Să primim organigrama ședință. Da, s-a zis așa la comisie, chiar ne-am exprimat cu toții. Era organigramă trecut, adică nu trebuia să mai așteptăm aprobarea organigramei, nu acum. Nu s-o vehiculat, că nu s-o vrut, că nu s-o știut, să vedem acum, s-o demarat. Din nou să facă exact, legal, după regulile... S-a schimbat... Deci ascultați-mă un pic, să vă spun o treabă, că i-am cerut și-a făcut treaba asta. Pentru că am văzut și eu la alții, nu că m-am născut dintr-o dată pe Anca. Am văzut că alții au fost foarte deștepți. Au făcut organigrama, au aprobat-o în Consiliul Local și chiar dacă nu sunt numai funcții de funcționari publici, și erau și funcțiile la alte contractuale, da? Au trimis-o la ANFP la aprobat. Și au venit cu ștampila. Ei, în momentul când o să o avem, atunci ne este nouă, o băgăm în viteză, doamna Sigur. Cu comisie de încadrare, cu toate vreau. Dar nu mai mergem că facem condițiile după cine trebuie să iei. Nu. Facem o comisie ca lumea. Uitați, eu nu pot fi în comisie. Domnul secretar, ia spuneți, funcția de conducător auto nu era trecut pe organigramă și aprobat de ANFP când a venit ultima dată organigramă? Da, dacă a făcut modificări. Păi, și atunci ai trebuit de nevoie. De ce se întâmplă treaba? Deci, toată treaba este exact cum a spus-o Mihai Zahărescu și cum o confirm. Deci cineva a încurcat lucrurile, că nu a fost răspuns cine trebuia. Nu, deci nu-mi place treaba asta. Okay. În viață nu faci numai ce îți place, trecem mai departe. Domnul Mihaiță cu Șocarul. Bine ați venit. Între noi să veniți mai des. Apreciez munca unor consilieri în acest Consiliu Local, chiar foarte intensă. O problemă care aș vrea să o pun ar fi următoarea. Cu toate că ar fi benefică și pentru mine, dar nu sunt de acord cu ea. Cei care au apă să plătească în legătură cu apă. Sunt unele persoane care n-au plătit, nu vor plăti niciodată. Sunt instituții care nu plătesc, nu vor plăti niciodată. Nu știu dacă au fost aduse la cunoștință aceste probleme. Am înțeles că au fost consumși de 102 de metri cu pe lună. La unele persoane care n-au plătit, dar cineva plătește factura la curent. Și problema care ar mai fi, am auzit, Curtea de Conturi o să impună TVA-ul care l-a scutit primăria la plată când o să vină acolo. Nu că l-a scutit. Să vedem sinteza. Da. Care n-a plătit TVA-ul? Să vedem sinteza de scrise. Deci ea cred că am ajuns din nou la problema de apă. Ceea ce vă spuneam și l-am rugat pe domnul primar. Măi, numiți o comisie prin dispoziție de primar. Îi dăm termen 60 de zile la această comisie și vine inclusiv cu această problemă pe listă. Cu oameni care nu plătesc. Cum a zis și domnul reporter într-una dintre ședințe, mare grijă cu apa. O să vină vremea. Iunie, iulie, au deja bat la ușă. Da. O să fie o secetă groaznică. Nu știu cum ne vom descurca. Ați văzut? Păi, deja vin persoane care vor strage apă. Perfect de acord să aibă apă. Dar de unde? Dacă noi nu facem nimic, cum îi putem de acord cu toată lumea? E la fel ca mine, că lumea nu poate plătesc taxe. Deci, dar de unde să ne dăm apa? Deci ascultați, în momentul de față, îmi pare, doamnă, aduceți-l documentul ăla care mi l-ați arătat mie pe timpul auditului. E un document la dumneavoastră, la cu restricțiile alea de apă. Da, dar nu-l mai amintesc. Hai să-l citim în Consiliul Local, să vedeți că... L-am citit și atunci. Da, deci... Nu-i, și în Consiliul Local, deci, atunci când a fost problema. Că dacă nu te restricționează. Noi trebuie să luptăm pe două fronturi. Până la mari proiecte de apă... Măcar la nimic, stați. Domnul Cerou. Trebuie făcut așa. Pus în ordine instalația asta de apă și găsit surse alternative de întărire acestei până la proiect. Așa ce. Și vă spunea că domnul primar... Până la proiect, domnul primar, care este în etapa a treia, 2020-2024, vă spun eu, e în 2020-2024, până la acel proiect trebuie să punem instalația asta de apă să funcționeze la toți parametrii, că nu se poate să o ducem și să găsim, și eu mă, de exemplu, m-am gândit, să găsim soluție alternativă de îmbunătățire printr-un puț sau altceva, să suplimentăm sursele, pentru că vin vremuri grele cu seceta, cu încălzirea globală. De înaltă presiune, că aia bagă apa, aia împinge, ce e porte la mare. Deci, domn Vasile,
O punem, deci o discutăm la maximă seriozitate din nou, problema instalației de apă, problema surselor suplimentare de apă, pe baza proiectului de buget și pe baza planului de investiții, care îl rog pe domn primar să o dea acum, la cu ocazia a sărbătorii un an de mandat, măcar dacă până acum știm cam cum stăm, măcar hai să vedem o viziune pe celelalte 6 luni din an, cu bănuții care avem, ținind cont de o sumă la rectificare, ca să mai facem ceva, domnule, pe linia asta. Punem instalația asta, o mai ajutăm, o agradăm, nu știu ce să-i mai facem. Și eventual, poate mai facem un puț, eu nu știu, găsim soluții. Deci problema cu apa este pertinentă. Și este prezintă mare, mare, mare. Păi, toată civilizația, oriunde ce cu apa. Acum o mică întrebare, nu? Că eu așa... cel dirigentele care a participat la lucrări, normal, el are un contract încheiat între... Da, domn Cojocaru, noi îl plătim. Aici am văzut. Cine îl plătește? Noi îl plătim, domn Cojocaru. Ia ca din buzunarul de aici, de la primar. De la primărie. Adică forțem. Buzunarul forțem. Domnule, în minimile mele cunoștințe așa. El trebuie să urmărească un... Să aiesc un proiect. Pe fiecare etapă a lucrării dă o semnătură. Oare el și-a făcut treaba? De două luni de zile. I-am ajuns aici? Atât. De două luni de zile. De două luni și avocatul lor și constructor. Dumnealui n-a văzut când a turnat palatul pe sala de sport și a semnat? Acum a venit cu... Ce înseamnă? Dar nu vine. Tu nu a venit. Deci până acum văd invitația... Poate fi agronom. Nu, este inginer. Nu, suntem în același context. Suntem în același context cu subiectul cheltuielor neprevăzute care nu le știm, pe devizul de lucrări care nu știm și dacă presăm că vrem să ne întâlnim, că de curând vedem cu ei, mergem cu ei și la... cu el și la... Primăria nu trebuie să urmărească constructorul să facă. Am văzut un om care să pricepe la așa ceva. De unde a fost atunci? Deci omul ăsta de la Moinești, de la Comănești, deci a venit la când l-am chemat. Da. În moment, ar fi fost normal când a venit dânsul să fie și dirigentele de șantier lângă noi. Să știți că a fost invitat. Deci Bărzu, domnul inginer Bărzu, a fost invitat. De ce n-a venit? Nu a venit. Știți? Pentru că nu-l plătim noi cât trebuie, probabil. S-a invocat la Curtea de Conturi. Atunci când e aici, a venit până aici și a așteptăm. Și nu a venit. Ce? Vedeți, noastră, încă acționăm dezvânat, încă luptăm să ne creăm o... ABC-ul, da? Uite, a venit acum, a? Parcă a știut mă când trebuia. M-au auzit. Păi, frate, l-a sunat cineva. Mulțumim și noi. Domn Tudorache, ca să nu mai, că deja am primit-o în față și nu mai continui. Da. Vreau să mă refer la băieții ăștia care le mai dă cineva de aici câte o pată, câte un târnăcop din când în când. Și-o duc în spate, întâlnii rus de pomană, fraților, de pomană. Instantaneu m-am întâmplat să urca pe ulița aia din spatele meu pe acolo, s-au dus până la cimitir și s-au stat acolo, deci s-au întors înapoi. Cine-i plătește pe băieții ăștia? Când se dă niște bani de aici, îi văd pe la creșmă. N-am nimic împotrivă, le sete. Dar asta e bătaie de joc. Nu-i urmărește nimeni. Nu-i urmărește. Cum să-i dai drumul să nu fac nimic, fraților? Le dați niște bani de comandă. Nu noi, Guvernul României, și am zis că s-a cultivat lenea. Nu, trebuie să înțelegem. S-a cultivat lenea cu legea 416, că de-aia am fost eu arătat cu degetul și primarul da. Este cel capul răutăților în comuna asta, într-o comună oarecare. El trebuie să dirigeze tot ce respiră aici. Aici aveți dreptate. Aveți dreptate aici, dar legea 416 nu este făcut de primarul unei unități. După legii. Legea spune să nu bagi mâna până la pot. Legea spune să nu știu ce. Legea spune să fie achis de datorii, domnul Tudorache. Da? Legea spune multe, da? Da? Dar chestiunea dar ce spuneți cu oamenii ăștia... V-ați achitat de datorii, domnule primar? Sigur că da. Da? Da, sigur că da. De ce? Este data
data cumva de 1 decembrie și nu suntem achitați? Dumneavoastră, știu că veniți la început de an. O să pun punctul pe I, tura viitoare. Puneți-o și pe B, nu puteți să nu mai pe I. Exact de problemele dumneavoastră pe care le-ați avut în Consiliul Popular. Sigur că da, în Consiliul Local. Dacă e important în Consiliul Popular, local, a, eu sunt mai în vârstă. Nu, eu vă ascult cu mare drag. Eu vă ascult cu mare drag. Dar să fim așa. De ascultat așa, am înțeles. Deci, cu băieții ăștia. Haideți că aici vă dau eu, vă dau da, eu. Da, problemă, doamna. Deci, noi avem cumva de cineva ca să facă ceva, ca să în facă în șapte locuri în șapte locuri, dar n-a nimeni. N-am văzut pe nimeni niciodată după ei. Pe timpul domnului, așa, când era băiatul de la Grigorene, așa, se ducea cu ei. Vedea, bă, uite, acolo, uite, dincolo, fă treabă tu de ce stai sau... Diferența între ce era domnul, de când era domnul Ambăruș și domnul Anton, erau 16-20 maxim în toată comuna la tot făcea. Iar acum sunt 100. Dacă dumneavoastră sunteți capabil, o persoană, să coordoneze și să urmărească, nu de coordona, să să urmărească 100 de persoane în același timp, vă înșelați. De la 400. Deci, atunci facem un lucru următor. Mi-am dat lui doamna Avramă cu Dragoș, îmi pregătesc și pentru credința ordinară. Poate le facem o analiză pertinentă pentru toți beneficiarii. În momentul în care omul respectiv primește o... Noi avem un grafic de activități. Dacă vă uitați la vechile ședințe din Consiliul Local, sunt niște activități care sunt aprobate la începutul anului și sunt niște activități care trebuie să întrunească și ele niște condiții. Că nu poți să-l pui să montezi bec sau să... Eu mai știu ce să mai fac, să defrișezi la iluminatul public. Sunt niște activități care pot fi suportabile de persoane indiferent de starea lor de sănătate sau de sex sau vârstă. Da, ei, doamna, în moment... V-am zis, vă place să vorbiți... Dumneavoastră, ca și locuitor, ascultați-mi... Eu sunt scurt la vorbă, vreau fapte. Da. Eu chiar vă rog pe dumneavoastră în calitate de cetățean să nu vă... Și nu s-a făcut nimic. Ei, și cu asta basta. De ce na, așa se mulțumesc cu toată lumea, n-ai să o mulțumesc niciodată. Suntem ultima comună din județul Bacău. Să poată cei de la 46 trebuie mai bine coordonați și verificați. Tocmai, dar locuitorii, dumnealui, adică, în calitate... Adică, coordonare și numirea unor șefi de puncte, se elimine chestiunea aia când se duce la cărciumă în timpul când trebuie să-și facă treaba. Nu o să duce lumea, nu o să duce, stați de niște. Facă, unii au mai văzut și... Dar de unde știi că era exact la ajutor social? În programul de la ajutor social? Ei între ei își toarnă. Ei între ei își toarnă. Ei, fiecare în funcție de numărul de persoane din dosar, au de făcut niște ore. Unul are numai 19 ore de făcut. Păi ăla n-ai să-l vezi toată luna. A făcut, a plecat. Spuneți-mi un pic, ce v-a îngrădit pe dumneavoastră ca și cetățean al comunei Sporțeni să nu supravegheați dumneavoastră echipa aia? Cu ce ocazie? Să veni și să-ți spune, domnul. Și acolo bata în capul că zici, ce mă urmărești, tot pe mine, n-am da. Și nu să prindeți subiectele de diferențizat ce nu, spuneți-mi și mie, deci... Cineva de la Consiliul Popular care ia niște bani aici ca să urmărească, nu dar eu. Dar nu-i vorba de urmărit aici, că noi nu suntem poliții să urmărim. Așa, păi nu. Mă înțelegeți? Da, da, da. Păi n-aveți timp, doamnă, nu vă spun. Așa este, ce să facem? Aveți atâtea funcții încât nu știu când vă mă ocupă de ele. Atât. Am crezut că mă ocup de familie aici de dreptate. Când mă mai ocup de familie aici de dreptate. V-am tăiat microfoanele la amândoi, asta e treaba. Deci ideea este clară, este necesară un pic mai multă armonizare. Dorința mea este și dumneavoastră în calitate de cetățeni să vă implicați la viața comunei, nu numai la critici. Da, da. Știți? Ia, veniți dumneavoastră ca și cetățean. Dom'le, vreau și eu, uite, să fac asta, altul, dar cine plătește taxe și impozite aici? Păi nu, în momentul în care avem și niște solicitări, trebuie să și ne implicăm. Știți că așa... Dacă ce? Dacă asta. Dacă avem solicitări. Păi, nu, mă referam la dumneavoastră. Ca să depășim momentul. Nu, de care este acolo așa de valid, nu rezistă ca să aprovizioneze toată comuna. S-a spus că se face niște puțuri, iar încă
să mai foreze, să mai facă ceva. Deci sau niște pasivi. Deci aceeași problemă de apă, n-are cum, care, acolo, n-are cum să rezistă care așa implică ceva. Din nou o comisie care să facem un studiu exact unde stăm. Trebuie să pasivi, trebuie mai multe alternative. Deci așa vreau ca la sărbătorirea unui an, de la începerea mandatului, un sfert din mandat, primarul o să ne prezinte din nou pe baza bugetului aprobat, planul de investiții și o să fim foarte atenți aplecați către apă. Că apa cu apa începe viața. Da. Și a doua problemă, să organizeze de aici la primărie când se face curățirea izlazului. Că noi nu ne putem duce, ne ducem așa, dar eu nu pot să organizez eu lumea. Noi are, nu este rolul primăriei. Deci atenție. Da, dar... Pășunile sunt... Păi tocmai acea subvenție... Păi aici trebuie... Atunci trebuie să vă înțelegeți noastră cei care duceți vacile în Cireadă, la Cireadă. Fixați o zi dumneavoastră, vă hotărâți când anume, când are toată lumea timp, fie... Na, aici nu mai intervine primăria. La urmă se poate hotărâi. În momentul în care ne-a fost oficial. În momentul când primăria a construcționat terenul, organizația care a luat în primire terenul, asta nu cum făcea el, a luat în primire terenul, își făcea lucrările. Forțe proprie. Deci dumneavoastră, cei care, cărora s-a concesionat, dar și cei care nu beneficiază de plăți compensatorii, dar pas contra costul, acea taxă, trebuie să vă uniți cu toții primăvara, sau prima, de regulă de două ori pe an, primăvara, toamnă, și să faceți curățirea islazului. Pentru treaba asta. Deci, aici chiar nu te supăra, dar nu mai e treaba primarului. În momentul când o persoană nu vrea să meargă, ce măsuri să ia asupra? Eu nu vreau să merg, păi o să vă răspund așa, domnișoară. Acea persoană a semnat contractul, chiar dacă este în poziția că ia de la APIA ia compensări, chiar dacă nu ia, a semnat iar contract, pentru că și are obligații pe baza contractului depășunat. Pierd subvenția tot din cauza la o singură persoană, nu? Aici să ajungă. Pe picul, nu? Adică și noi ca consiliu local deci și fac o informare, îl chemăm și pe respectivul, ia-i să rezilie contractul domnului care nu vrea să meargă, să facă curățirii, pentru că dânsul nu vrea, da, așa e pentru problema lui, părerea lui. Deci, dacă... Și nu poate să intre aceeași grup, cel care nu vor, cu cei care, într-adevăr, dacă au problemă. Dacă această problemă este foarte posibil să existe, automat, grupul există. Să face o sesizare către cel care se rezilie contractul. Către primar, către primărie. Da? Că aici s-a încheiat contract. Îl cheamă, îl cheamă comisia, îl cheamă primarul, da? Îi se pun în vedere chestiunile astea. Dacă nu își rezolvă problema în sensul să participe, să îndeplinească toate obligațiile semnate în contractul depășunat, îi se poate rezilia, cum a zis doamna Cobuz, contractul și mai mergând până mai mult decât atât, dacă beneficiază de plăți compensatorii la APIA și nu-și face treaba, se poate umbla și acolo să-și piardă dreptul ăsta. Deci există pârghii. Adică ne-am lăsat ca și persoană fizică, și cetățean, nu are autoritate în fața unui cetățean ca și trebuie să existe un grup. Primării, ca și consiliul deci, local. Ca deci și... trebuie să existe un grup al lor de organizare a acestei activități acolo. În momentul în care în grupul lor acolo, trebuie să aibă ca un lider. Da? Sunt problemele astea. Adică nu aș vrea ca primarul să mai gestioneze și chestiunea asta acolo cu izlazul. Da, la urmă ar fi ușor. Dar nu ai voie din ai concesionat. Nu ai voie. A semnat. Cum să mă duc? Cum să reglementez? Noi nu ne-am dus asupra domnului Ilaș să-i facem regula în bucătărie când omul îi plătea 600 de milioane sau 500 pe an. Omul își făcea atribuțiunile semnate în clauzele contractuale. Deci acolo este vorba, nea Vasile Grigoraș, de organizarea celor care sunteți beneficiari acestei și semnatare contract cu obligații. Că nu aveți ce să-i faceți. Ba da, când nu aveți ce să-i faceți. Veniți atunci, voi, care nu vor, veniți atunci la primărie, la partea local, și vedem noi ce facem. Cererile au fost depuse pe cireți. Știți că joc. Și atunci, doar dumneavoastră identificați cine, dar deci, cum vă întâlniți la când duceți vacile? Vă întâlniți, nu? Și spuneți, domnul... partea stângă aici, doamna Creangă, Sândel, domn Măgerescu, mai aveți ceva de adăugat? Suntem pe latura pe aripa stângă. Dan Dumitriu. Nu. Da. Deci, dacă sunteți... Mulțumim, maestre.
Mulțumim TV Exclusiv Onești, alături de noi totdeauna. Vă mulțumim din suflet. Vă mulțumesc și celor care ați venit din sat. Și vă așteptăm în număr cât mai mare, că să știți că chiar dacă sunt anumite contradicții, astea sunt dezvoltarea noastră, contradicțiile. Că din 70 de capete o să găsim noi totdeauna soluții. În speranța că și din punct de vedere administrativ o să avem o atenție deosebită a primarului, pentru că o să-i se prezinte de domnul secretar, de ceilalți, de doamna viceprimar, problemele discutate. Îi mulțumesc în același timp pentru modul cum am organizat ședința domnului Danilă. Vasile Danilă, țin-o așa. Pentru că ieri am stabilit în comisie ca toți consilierii de acum ne întâlnim cu o oră înainte de ședințe. Deci înainte de ședințe, ca să nu mai venim două zile aici, unii au probleme. Facem o oră înainte de ședințe cu toții, că o să fim la ședințe și o să avem și la comisie o prezență mare. Facem în comun o oră ședința, pentru că dacă o să avem materiale așa cum le-ai făcut acum, nu o să fie probleme. Și o să ne facem treaba. Și ușor, ușor, trebuie să sperăm într-un viitor mai bun pentru Scorțeni. Cu toții. Să sperăm și speranța moare ultima, că repetând chiar la infinit și uscându-ne segura la mulți dintre noi aici, lucrurile mai greu, dar or să intre în normalitate. Eu am credința asta. Și dacă și asta aveți credința asta... Suntem o dispoziție să facă și între la școală. Poate să mai mult cetățenii acolo care... Mai mult decât atâta. Am fost foarte receptiv la ce a spus maestru Ungureanu. Oameni buni. Haideți să vorbim cu domnul primar. Poate pune și un aer condiționat aici, măcar vedeți. Am făcut referat deja. Da? Am făcut referat. Declar ședința închisă.